Nu dau rec până nu scoate căciula de Moș Crăciun. Ce, așa ai zis că viu căciula? Am uitat. Aveam cap de ren. De era bun și capul de ren. Bun. Capul la ren. Uite, tocmai mi-am adus aminte de un subiect bun pe care l-am avut de dimineață să discutăm despre oamenii pot... Bă, mergem, mă, lasă-o. Bine ați venit la Stax TV Podcast din nou. E al doilea? Treilea. Nu, și am mai avut și din ala când am zis că o să facem podcast și n-am făcut. Deci e trei jumate. Asta e al treilea jumate. Deci al treilea, n-a apărut nimeni. E premieră națională, mondială. N-a apărut nimeni de trei ori la noi. De trei ori. De două, avem oameni cu de două, nu? Cu mașini, cu episoade, cu dalea, cu dalea. Dar de trei... Florin Piersicu, da. Podcasturile la Stax. Da, pentru cine nu-l cunoaște, dar nu cred că mai e cazul. Pentru cine nu-l cunoaște, Alex Șerevet, de la BMW. PR. Adică faci reclame. Băiatul care vorbește acolo. De la relații cu presa. Relații cu nu presa. Cu publicul, deși nu cu publicul. Okay. Am relații și cu publicul. Fără primesc. Să vrei. Primesc mail-uri roșu, manual la X1-ul meu. Bun, deci tu ești cuvântul BMW în relația cu presa, nu? Da. Cum ar veni? Pentru da, România. Da, ca să, da, nu, da. Să nu înțeleagă cineva. Sună prea dramatic. Că... Ai putea să fii PR-ul meu, că ai dat-o să sune bine. Ți-a plăcut? Da, da, da. Da, deci tu ești cuvântul BMW... pentru presa din România, care scrie ce le spui tu sau îți răstălmăcesc cuvintele, cum știm noi de la televizor? Presa auto nu e. Nu e cum știm noi la televizor, okay. Că nu e atât de... Acolo sunt mai mult jocuri politice și eu cred acum că deja presa auto e o comunitate, ne știm de foarte multă vreme. Mică. Mică, în România, da. Nu? Mică? Adică mie așa mi se pare că eu am intrat mai târziu, ca să zic așa, am intrat. Am început să-i cunosc pe oamenii care scriu, că n-am intrat. Și sunt puțini, mie așa mi se pare că sunt puțini. Poate nu i-am cunoscut eu pe toți. Eu zic că sunt suficienți. Da? Pentru nivelul României. Da. Nu avem, adică sunt, avem 3-4 emisiuni auto acum. Dacă să-i te gândești. Ceea ce... La televizor spui. Da. Ok. Așa vorba. Da, și pe blog, internet e mult. Și, da. Și asta e foarte tare pentru o țară ca noi, ca piața noastră. Avem destul de multe reviste, nici nu mai știu câte. Sunt, tot apar, culmea. Încă mai sunt, culmea. Încă mai sunt. Da? Și sunt unele chiar foarte mișto. Poți să zici nume, să știi că n-am o problemă. Adică n-am, jur, n-am o problemă, poți să... Lasă-l, mă, să zică, să știe oamenii ce să citească. Adică dacă tu, băi, uite, eu citesc Top Gear sau citesc nu știu ce, că mi se pare cool, de ce nu? Oamenii care intră să vadă podcastul, intră să te vadă pe tine, nu pe mine. Eu vorbesc eu scriu la mult. Top Gear, adică trebuie uite, să... Uite, vezi, să știe oamenii. Nu, da. Sunt foarte multe. Mie îmi plac revistele, îmi place printul. Îți place pozele. Îmi place cu datul, ia, știi să... Da. Mai ales acum, pe vreme de COVID, e bine da. Să faci asta. Da, să lingi. Pagini, am vrut să zic pagini, dar în capul meu a fost, băi, nu mai oprește-te, mă, nu mai întrerupe, mă, nu mai zice, mă, nimic, taci-mă din gură. Da. Și de-aia m-am oprit. Nu, acum să salvăm cât se poate. Din asta? Să mai salvăm, da? Okay. Mie mi se pare că printul implică mult mai multă responsabilitate față de online, în sensul că dacă ai dat-o pe print, nu mai poți să o corectezi. Și atunci corect. Ar trebui să fie o treabă mai serioasă. Nu întotdeauna se întâmplă asta. Asta și pentru că resursele sunt altele față de ce aveam acum 10 ani, să zicem, și altele față de ce se întâmplă în alte țări. Că și piața e de așa natură, nu e că oamenii nu-și dau silință. Eu cred că mulți în presă sunt pur și simplu pasionați. Ar putea să facă lucruri mult mai profitabile decât asta. Și rămân aici din pasiune, altfel... Pentru că zic așa... Altfel nu-mi explic greșeala. Zic așa, prefer să fac ce-mi place, câștigând mai puțin, decât să muncesc ceva ce mă duc forțat și câștig... Nu, banii sunt totul în viață și da. Atunci oamenii merg în direcția asta. Ce părere ai tu de presa asta scrisă? E corectă? Fac review-uri nu știu, corecte, fac... Știi că tot timpul oamenii discută de chestia asta. Domnule, ai văzut? A apărut testul ăla comparativ la
nu știu cine, și toate sunt bune, domne. Și acum mă uit și filmează Audi și e bun, și pe aia filmează BMW și e bun și ăla, și pe aia Opel și nu zic ce nimeni nimic de rău, nu, știi? Adică cât de... Cred că am depășit momentul ăla. Da, crezi? Eu zic că da, eu zic că da. Există încă presiune și din partea noastră a importatorilor întotdeauna, când vezi că o mașină de-a ta... Noi avem, tu știi, avem relația asta cu mărcile, că sunt copiii noștri și... Dacă zici ceva de rău, e da, foarte personal. Și atunci trebuie, cumva, eu sunt ca PR, asta ar trebui să facă PR, să fie interfața între marcă și presă. Și de o parte și de alta. În sensul că atâta timp cât un ziarist scrie corect, chiar dacă e poate mai agresiv, are tot dreptul să scrie. Dacă o mașină accelerează lent și accelerează, nu poate să zică că e, merge slab. Nu e un problem. La fel, chestia de design e subiectivă, nu, fiecare poate să zică ce vrea. Când începe, singura mea problemă este atunci când vorbește fără o bază. Sau sunt niște lucruri care pot fi demonstrate ca fiind greșite sau slab documentate sau chestii de genul ăsta. Dar mie mi se pare că lucrurile astea se întâmplă tot mai rar. Mai există niște, hai să le zicem, oameni, ca să... Să le zicem, animale, să le zicem, oameni, generic, oameni care au, să mai au niște agende, dar sunt foarte puțin. Și okay, presa auto e, mi se pare, cea mai curată din punctul ăsta de vedere, la noi. Nu se dau bani pentru review-uri. Eu nu dau. Nu știu alții cum sunt, dar eu nu. Cu bine, siguranță dar există din chestia punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, după legea mea dictatorială, eu nu l-aș fi acuzat atunci pe Gigi Becali că a premiat o echipă să câștige. Adică, din punctul meu de vedere, nu se pare greșit să dai bani să-ți promoveze cineva mașina la el în emisiune sau... Da, da. Depinde cum dai bani. Eu cred că a dat banii fără să fie fiscalizați. Asta a fost problema. A dat de la Gigi Becali, am înțeles. Buzunar, asta e. Asta nu știu, da. Nu știu. În presă, dar trebuie să existe discuția asta. Atâta timp cât e un material plătit, ar trebui marcat ca atare. Nu adică se întâmplă tot. Paid promotion acolo, da, ca la YouTube. Și așa mi se pare corect, până la urmă, față de cititor, pentru că atunci când există un interes financiar, tu nu mai e subiectiv și trebuie cititorul să-și dea seama asta, nu să deducă el sau să aibă el impresia asta, pentru că atunci, dacă creezi aceste suspiciuni, îți te decredibilizezi. Și pe termen lung, și eu ca PR, dacă pentru mine presa e instrumentul numărul unu de comunicare, dacă eu decredibilizez presa prin materiale plătite, ascunse și lucruri de genul ăsta, atunci... eu pierd instrumentul meu numărul unu de convingere, ca să zic așa. Interesul meu ar trebui să fie să am o presă credibilă cu care să lucrez, un partener, nu o chestie aservită. Și atunci... Cum sunt acum presa de pe YouTube? Știi că mai e presa internetului sau poliția internetului. Și ce părere ai tu despre oamenii ăștia, mulți care fac review-uri, care fac materiale despre BMW? De ce? Unde vreau să ajung? BMW, din punctul meu de vedere, se bucură de foarte multă reclamă gratuită. Foarte multă. Adică de cea mai multă reclamă gratuită, din punctul meu de vedere, în România. Nu știu cum o fi în alte țări și cum merg lucrurile în alte țări, dar în România, orice se întâmplă rău e un BMW. Care tot reclamă este, gratuită din punctul meu de vedere, că se asociază cu imagini neplăcute de l-am prins pe pârtie, a mers cu 300 la oră, era BMW, a spart banca, era BMW și așa mai departe, ok, se asociază cu imaginea asta, dar tot reclamă gratuită e. Și aș vrea să văd cum o vede, știi, BMW, toată chestia asta, pentru că odată sunt influencerii care azi, mâine mă fac influencer, iau un BMW al unui prieten, nu de la tine, nu e o chestie oficială, dar oamenii nu știu. E mașina, are, poate are și BMW la număr, că așa și-a pus bossul, care e boss. Se poartă. Așa, cu 328 BMW. Nu că ar fi ceva rău, doamna. Eu aveam o colegă, a venit la, după ce s-a încășat la noi, a zis, doamne, eu uiram pe ea care avea o numere cu BMW la BMW și probabil că am făcut mișto de atâția colegi de-ai mei până să mă angajez. Da, nu mi se pare nimic rău că ajungem și la ren și la codițe, la cornițe, dar asta zic, cum vedeți voi lucrurile din birou de acolo? Băi, eu pot să spun așa, este evident că odată marca BMW vinde. Și am oameni care îmi spun vreau mașină de la tine, că aia face cea mai mare audiență. Și de obicei Dacia mai face audiență foarte mare, că e o mașină foarte accesibilă și există interes, dar și BMW face foarte mare audiență. Vezi, Marius, de ce luăm noi BMW în test drive tot timpul? Că face și audiență. Dacia. Și Dacia. Eu v-am zis să mai luăm. Dacia n-avem. Da, mai luăm. Așa. Dacia nu, n-avem relații. Dar
și în presă e exploatat masiv lucrul ăsta. Adică eu am pe Google alerte cu știri cu BMW. Și lucrurile sunt foarte denaturate. Adică cred că mi-e foarte greu să spun de un procent, dar un procent semnificativ știri accident BMW. Mi se pare că atunci când sunt incidente, BMW, aia a fost fenomenal. Să iei bilou în aer. Mie mi se pare că, și acum oftez, vezi? Când este un accident cu BMW, atunci se numește BMW. Când e altă mașină, un bolid e o mașină. E un bolid de lux. Lasă-mă că de curând a fost ca un Kazan BMW în titlul de ziar. Bine, un ziar local. Kazan BMW. Da, uite, a fost aia cu un Audi la Cheia, mi se pare, când a încercat să treacă râul de curând. Ai dat și tu pe story. Da, bravo, da. N-a da, zis nimeni da, nebun da, cu Audi. Da, o mașină da, sau un nebun. Da. A crezut că e 4, domnule. Știi ce m-am bucurat că nu e BMW? Era mai imediat la știri, știi? Mai sunt, au mai fost. S-au răsturnat pe Transfăgărășean, parcă tot... Sau Audi sau BMW, nu mai. Parcă Audi. Și nu mai în sfârșit. Spun eu că a fost da, și BMW. Da, probabil. Că primesc. Dar cumva mi se pare nedrept. Sau nu cumva, mi se pare nedrept. Dacă este o știre pozitivă, nu avem voie să numim marca, că e publicitate. Dacă e o chestie negativă, putem să numim marca, că facem audiență. Și s-a creat trendul ăsta. Tot timpul se întâmplă ceva și îmi place să povestesc chestia asta. Într-un ziar mare, online, a apărut o știre, studiu, dovadă, șoferii de BMW și alte mașini premium sunt foarte agresivi la volan. Ok. Dar șoferii de BMW și alte mașini. Dacă sau... era, șoferii de BMW sunt foarte agresivi, credeam. Ceva pentru de că, repet, sau... marca inspiră sportivitate și atunci nu spune. Bun, am intrat trece pe știre, de curiozitate. Și culmea, ăla care a scris știrea, dar și link la studiu. Nu era studiu pe Europa, pe România, era un studiu doar în Norvegia. Asta era prima chestie. What the fuck? Deci, al doilea, studiul ăla avea o titlu ceva de genul, sau se concentra pe Mercedes și mașinile premium, el a schimbat pe BMW și mașinile premium, și studiul spunea, asta e Radio Erevan din total, deși pare că sunt mai agresivi, șoferii premium pot fi și foarte responsabili, pentru că sunt cei mai expuși și cei mai vizibili. Te pierzi mai ușor cu, nu știu, un Renault Megane, să zicem, în mulțime, față de un BMW nou, luxos și strălucitor. Da. Și atunci asta te responsabilizează cumva, spunea studiul ăla, și deși așteptarea e ca șoferii de automobile premium să fie mai agresivi, ei sunt mai responsabili. Și de la studiul ăla, știrea pe site-ul respectiv a apărut complet invers. Și i-am pus pe Facebook, bă, ce se întâmplă asta? Nu, lasă că știu eu că șoferii de BMW sunt mai agresivi. Asta a fost argumentul final. Okay. A fost părerea lui, a schimbat el așa și studiul și tot și așa, pentru că exact cum ai spus, face rating. Face rating, da, că scrie BMW acolo și toată lumea citește, pentru că probabil BMW, mergând din ideea de sportivitate, foarte multă lume merge în direcția asta și admiră marca BMW. Da. Pentru că altfel, de ce ar face rating? Dacă nu s-ar uita oamenii după ea. Nu știu, e o reclamă la BMW seria 3 făcută în state, foarte mișto, care spune cumva, noi am făcut mașina, nu ne-am propus să fie pop culture, nu ne-am propus să fie reclamă, nu ne-am propus să fie getaway car, și toate alea s-au întâmplat cu mașinile noastre și așa mi se pare că se întâmplă și la noi, e o chestie de cultură la noi, că noi avem mașinile cu ursuleți, pisicuțe, rechini, știi? Și mașini cum sunt mult mai vii în cultura noastră decât orice altă marcă, din punctul meu de vedere, sau aproape orice altă marcă, poate și Daciile. Trebuie să-mi iau un BMW, ele, știi? Un rechin. Un BMW, în viața asta, să te țin un BMW, că eu știu oameni, cunosc oameni care mi-au zis asta. Băi, n-am avut un BMW până acum niciodată. Mi-am luat BMW, mi-a schimbat viața, frate, eu sunt altul la volan. Băi, am avut experiență. Noi vindem din toate acțiunile noastre cel mai mult la evenimentele de condus. Mai mult ca nimic altceva. Adică avem acolo... Ideea e că dacă ai pus un om în mașina, într-un BMW și a condus, foarte greu îl mai dai jos. Adică experiența aia de condus, nu știu de ce funcționează așa de bine, dar poate funcționează și la alte mărci, nu știu, mă gândesc, uite, Porsche, cred că face... Păi da, nu comparăm, că nu cred că e în aceeași clasă, nu? Deloc.
Dar ne, pe bune, adică... Dar putem să comparăm cu Audi, care face și el niște modele sportive ca și Mercedes de altfel. AMG... Audi are motorul pus foarte greșit. Asta e teoria mea. Asta zici tu acum, nu? Mie mi se pare că... Curse, a făcut adres. Da, dar n-au legătură. Mașinile nu mai au legătură, din păcate. Mașinile de serie. Da. Dar mie mi se pare că oricând ne-am chinuit noi să explicăm, experiența aia de condus, când dai de volan și mașina se duce acolo unde vrei și te face să zâmbești fericit, e mult mai special în BMW. Și asta e greu să o explici, să o înțelegi. Și apropo de presă, eu am două articole care îmi plac foarte mult și le dau mereu exemplu ce înseamnă presa pentru mine, din Top Gear UK. Au făcut ei un test, cred că era ceva M135 cu un RS3, habar n-am, de mult, când era M cu tracțiune spate, cu seria 1 și au făcut, noi am făcut un test foarte detaliat în stilul revistelor germane, aveau și o săritoare pe circuit, au măsurat în centimetri cât se desprinde fiecare, toate detaliile alea și testul începe așa. Am avut testat cele mai bune hot hatch-uri ale momentului. Unul dintre ele, pe accelerația 0-100, a făcut mai puțin de 4 secunde, măsurătorile noastre. Nu contează care dintre ele a făcut astea, BMW a câștigat. Și îți explică, Audi era mai bun la absolut tot, viteză, tură pe circuit, tot. Dar cu Audi mergeai pe tură de circuit, te dădeai jos și... Smile mai per gallon versus, știi? Da. Adică... Și cu BMW spunea, ți-au ceai aminte de fiecare viraj. Asta mi s-a părut cea mai bună definiție. Dacă BMW, Mercedes și Audi ar fi femei, ce femei ar fi ele? Eu știu ce femeie e BMW. Adică eu din capul meu știu. Zi tu. Da. E aia cu care vor toți o noapte, dar nu vor căsătorie, știi? Nu vor căsnicie cu ea și oamenii... Apare tot timpul revistele de scandal. Îți dai seama, normal că oamenii când se urcă, n-au cum să zică, băi, e nasoală. Nu vreau, știi? O vreau, dar nu se gândesc la viitor, la ce se întâmplă. Pentru că BMW, din punctul meu de vedere, merge foarte tare pe sportivitate. Foarte tare în direcția aia. Și cred că oamenilor care sunt interesați să conducă o mașină sportivă, e imposibil să nu le placă. E imposibil să zic, e prea sportivă pentru mine. Apropo, are sânii mult prea mari pentru gusturile mele. It's too much, luați-o de aici, nu vreau să văd. Cu asta nu fac casă. Apropo de asta... Da. Când am început să lucrez la BMW, am avut la München o deplasare. Când? Acum aproape 15 ani, 14 ani. Mulți înainte. Și cred că acum vreo 13 ani am avut o deplasare brand induction. Și eu deja eram geek-ul ăla. Am citit, să pun întrebări, o să-mi explice cu imaginea asta sportivă. De astea, cu chestii de marketing, a fost odios. Dar... cumva eu îmi explic, apropo de orientarea asta sportivă și Mercedes, știi că e povestea aia, că nu știu, probabil că am mai spus-o în emisiune, Mercedes era să cumpere BMW, în 1959. Ai mai spus-o, dar nu contează, se vor uita alți oameni. Eu uit, să-mi aduce aminte. Și a venit familia asta de industriași germani, familia Quant, a investit, s-a relansat mașina, ca o paranteză, un lucru foarte puțin știut, familia Quant, când a investit în BMW, ei, de fapt, erau intermediarii intermediarii cumpărării prin Mercedes. Și acționariatul angajații au făcut revoltă și au convins pe Quant să păstreze independența BMW și să investească direct. Și iarăși un lucru foarte puțin știut, familia Quant, la vremea respectivă, era al doilea acționar principal Mercedes. Ei de acolo, sau acolo era unul dintre banii pe care îi aveau. Și ala a fost momentul de respiro al BMW, că era iarăși povestea aia, că au făcut oale și credități ca să supraviețuiască după război, nu știau ce să facă, au avut o poveste cu un emigrant austriac în America, devenise importatorul lor și a zis că vă fac eu mașini și au făcut BMW 507 pentru el și ala le-a tras țeapă și i-a aruncat în faliment și așa era să ajungă în ghearele Mercedes. De la Mercedes a intervenit familia Quant, a investit mult și a fost prima dată în anii 60 când BMW a făcut un studiu de piață și e un grafic genial care se păstrează în arhiva BMW, care spune așa, sunt o axă preț și o axă sportivitate și dacă pui toate mărcile pe, puneai prin anii, la începutul anilor 60 toate mărcile alea pe axa preț și sportivitate, se crea un gol pentru o zonă aproape de Porsche ca sportivitate, dar mai ieftin. Și acolo s-a poziționat BMW în anii 60 și de atunci a început să-și construiască o gamă modernă de mașini. Și mie mi se pare că aia este foarte clară originea sportivă BMW. În
graficul ăla. Asta mi se pare genial, că poți să pui mâna exact pe punctul de unde a pornit toată chestia asta și poți să cobori și în spate de ce a făcut chestia asta, că avea o percepție foarte sportivă, că aveau niște mașini de curse în anii 40. Care nu exista. Nu, dar aveau imagine sportivă. Asta era foarte interesant. O imagine sportivă. Ei au făcut până atunci făcuseră o singură mașină sport adevărată și cu care mergeau la curse și au câștigat foarte multe curse. BMW 328, eu tot vorbesc despre ea, că are și niște legături românești foarte faine. Și de acolo, de la BMW-ul la 328 și mai ales de la o mașină care a câștigat mile milia și care dispăruse în perioada respectivă și a reapărut prin anii 90 prin America, iarăși o poveste colosală, de la acel BMW 328 și de la graficul ăla BMW a știut pe ce direcție să meargă. Și a făcut... Prima dată a făcut 1500 a fost primul, după 1600, 1800 și după aia a făcut, asta e un fel de bunicuță al lui seria 5 și după aia a făcut 1602, care inițial nemții nu sunt buni, sau cel puțin nemții mei de la BMW, trebuie să recunosc, nu sunt buni la nume, era 1600-02, că avea două uși și cred că era foarte complicat să spui ce mașină îți cumperi. Și mă gândesc germană, la un... Să spui în germană asta. 1600-02, știi, era... Cred. Și de acolo a devenit 1602 și ăla este un fel de bunicuț al seriei 3. Și ăla a fost foarte sportiv. Cel mai faimosă e versiunea 2002, care a început să fie foarte populară și în state și au câștigat piața în America. Și așa s-a poziționat BMW. Și de acolo... Alea, dacă vrei, sunt originile moderne ale mărcii în momentul de față. Alea două modele. Și apropo, e o poveste foarte faină, știi, de Alpina, care tunează, acum e considerat constructor de mașini pe bază de BMW. Povestea Alpina e așa, proprietarul Alpina a vrut să-și tuneze la Nardi un Fiat și a cedat motorul, s-a enervat și a zis, bă, eu pot să fac mai bine decât fac italienii ăștia, dar trebuie o bază mai bună. I s-a stricat. Povestea că i s-a stricat motorul în 80 de kilometri sau ceva de genul ăsta din Torino, nici n-a ajuns acasă. Multă pasiune, mașini cu personalitate puternică, da, se numesc. Da. Băi, dă-i frumos. Da, că și dacă ai o babă, da, mașină veche, tot așa e. Da, da, da. Și pentru că a văzut în aceeași perioadă acel 1602, mi se pare că a văzut, a zis, eu pot să fac asta pe BMW, că pare o construcție mult mai bună. Și așa s-a orientat Alpina către BMW. Era cât pe aici să fie Fiat. Dacă nu ceda în 80 de kilometri, era posibil să fie Fiat. Sau, altfel spus, dacă un motor de Fiat nu se strica, Alpina nu mai era cu BMW. Da. Ca să vezi. Nu, eu zic că nu mai exista. Și, Fiat, da. Da. Sau, chiar n-avea cum, adică putea să aibă noroc odată. Era băi, unul la 1000. La vremea aia, Fiat făcea mașini foarte faine. Da, mici. Sunt mulți constructori senzaționali care au dispărut. Da, mă, da, sunt. Păcat. Acum ne obișnuiesc cu altceva, nu știu, Lancia, de exemplu. Da, păcat. Da. Păcat. Chiar îmi pare rău, adică mi-aș fi dorit să, eu când eram mic, vedeam așa că o să fie Mercedes, BMW și Audi și o să-i dețină pe toți ăștia restul și ei, nu contează, cumperi doar așa. El tot înăuntru o să fie BMW, știi? Da, o să fie și o să fie mas până la urmă. Da, o să fie caroserie de Alfa, de, nu știu, diverse, de Saab, de, știi? Care, într-adevăr, adică, na, aveau alte principii, vedeau altfel lucrurile, desenau altfel și câteodată chiar le ieșea. Da, poate nu pentru termină toată lumea, dar... Dar oricum apreciez că n-ai vorbit foarte mult. Încerc să mă abțin. E iarăși, ne întoarcem în momentul ăsta, anii 60, când a apărut gama asta, 1600-1800 și gama 02. De aici se trage și Alpina, de aici se trag și origine sportive ale BMW și de aici se trage și motorul de BMW, care a câștigat singurul titlu de Formula 1 în 1983. Același 4 cilindri, codul e M10 cu mai multe derivate, ăla se punea pe toate mașinile astea și de acolo pornesc toate. Și ăla a fost singurul moment de glorie, în afară de o victorie la Le Mans, într-o competiție mare, sportivă, să obțină un titlu BMW. Asta iarăși pentru mine a fost într-o oră fascinat cum naiba are marca asta percepție de sportivitate, dar nu câștigă nimic în Formula 1, în cursele mari. Nu cred că acolo e secretul. Da. Nu e acolo secretul, pur și simplu acolo investesc bani mulți, se face niște imagine. Dar
Și mă uit eu că se dă ăla cu un prototip de nici nu știu unde e fața, unde e spatele și a câștigat și are buget de 7 catralioane de miliarde și are angajat 7 miliarde de ingineri. Și mă duc eu tot la show-ul și zic, bună ziua, vreau și eu un Serie 3, cel mai mic motor, că am văzut că a câștigat la Formula 1 sau la Le Mans. Da. Și diesel, dacă se da, poate. Da, diesel, că am văzut că cu diesel face. Bine, mai e o chestie, sunt acum multe campionate, inclusiv astea de turisme, în care se face totul custom, șasiul e custom, totul e custom. Da, cel mai mult discutăm, eu pun mai motorul cu cine, și cam atât. Știi? Și îmi pare sau rău bine. Că nu există, știi, British World Touring, știi cum erau mașinile puțin modificate. Da, era mai mașinile de serie puțin modificate, adică eu nu înțeleg de ce oamenii ăștia mari, toți oamenii ăștia mari, nu cei mai mari, unii de acolo, mijlocii, de la BMW, de la Audi, hai mă să faci un campionat ăsta frumos. Știi de ce cred? Că nu se pot abține. Nu, a? Când vrei asta, să câștigi. Am înțeles, știu, dar mai bagi acolo sunt, puțin, mai bagi. Știu, dar știu. Ai o dată asta și o dată e chestia de siguranță. Că nu poți să mergi cu o mașină de serie. Bă, punem, bă, cum? N, la grupa N, că uite, Mimi, da, curse. Dar pe circuit mai greu. Hai mă, că se nu poate, știu. Mă, se dau bine. Alții fără roll cage și se poate. Știu legende, nu știu cât de adevărat e, trebuie verificat. Prin anii 90, la cursa de 24 de ore de la Nürburgring era okay. Haiduceală, da? Au fost unii înscriși cu Duba. Mam. Nu știu dacă e adevărat, dar da. Era haiduceală. Aia era, cred că a fost ultima cursă unde mai bărbătească să... așa. Da, era... da, nu, ți-am zis. Eu, la volan. Adică dacă tot mergem în ideea asta de a promova niște mașini, hai să le luăm pe alea, mă, de stradă, ok, cu alte motori, adică măcar caroseria, măcar forma să arate, măcar, adică n-are cum să mă ducă cu gândul, mă uit la DTM, mă uitam, că nu mă mai uit, nu, că nu mai e, oare? Nu mai, mai e, a fost ceva? O chestie cu GT3, acum se relansează, nu, s-a schimbat. În sfârșit, mă uitam acolo, vedeam niște mașini cu 7 milioane de aripi, de alea și cu aer. Am înțeles, dar pentru ce faci tu performanța asta? Pentru ce? Să-mi arăți cu o mașină care nu o fabrici? Bine. Doar din punct de vedere tehnologic poți? Deci, domnule, tehnologic, noi dacă vrem, avem niște ingineri care, uite ce fac. Tata, mai sunt niște lucruri minunate uneori când preiei de la competițiile astea componente pe mașini sau okay, care că sunt că dezvoltă oamenii motorul, acolo, știi, da, cum Ferrari a pus și BMW pe M5 ăla E60 cu motorul ăla V10 colosal care cu cutia catastrofală. Se strică la revedere și așa mai departe și ți-am zis că erau niște discuții cu vanosurile foarte scumpe, cu dată în judecată prin America, cu chestii trești. Dar da, motorul este o capodoperă din punct de vedere ingineresc, dar nu inginerii cumpără mașinile. Adică le cumpără niște oameni care vor să le folosească, să facă, să dreagă și de acolo se duce numele de sportivitate. Că te duci la adâncata și vezi 7 BMW-uri și o Honda. Ce și zici, ce ne luăm? Ce mi se pare că e mișto acum, apropo de M-uri sau de mașini sport moderne, sunt mult mai civile. Îți permit să le folosești mult mai ușor în utilizarea zilnică sisteme decât... Sisteme și așa mai nu departe, numai sisteme, da. Dar și întreținere. Și e un canal de YouTube foarte tare, nu da? Știu dacă ți-am povestit de el, Vin Vicky. Cred sunt că niște americani. Da. Și Vin Vicky, o aplicație în state, a mașina, pun seria de șasiu. Okay. Și se adună seriile de să poți să vezi proprietari și chestii de genul ăsta. Tipul care a făcut aplicația e șmecher pentru că a făcut record de cannonball, de traversat statele și are și o carte despre asta. Și a făcut aplicația și un cont de YouTube care să promoveze aplicația. Și are povești cu owneri care spun experiența. Și a fost prima dată când am ascultat pe unul cu McLaren F1, de exemplu. Băi, ce... Da. Că noi stăm, cum povesteai tu, ca la o vedetă porno ne uităm, dar da. Nu ne gândim cât costă să o întreții. Da. Și înțelege altfel mașinile. Povestea viața lui cu ea. Da. Da. Uite-mă cum e cu asta. Că se poate are și... țâțe mare, dar dimineața când se trezește vezi că îi pute gura rău. Da. Eu așa mă încălzesc. Revizia la McLaren F1, 200.000 de dolari, povestea. Numai anvelopele 50.000. Apropo de da. Vedet. Și... Asta mi se pare că s-a schimbat foarte mult în ultimii 10 ani. Poți să ai niște mașini cu performanțe de hypercar, sau nu de, da, de supercar. Poți să iei Corvette. Corvette, da. M-uri, RS-uri, da. AMG-uri, pe care, cu care nu trebuie să faci revizie la 5.000 de kilometri și te costă 10.000 de euro. Poți să mergi... Sunt mașini cu performanțe apropiate mașinilor de curse care nu vin cu echipa de mecanici după ei. Da. Adică dacă... Asta mi se pare... Vorbim dacă de stai Mimi, să te gândești, dacă vrei să o dăm în Mimi acum, nu? Vreau să dau, uite, tot în Alpina. Da, dă în Alpina. Fost... De ce și-au pus, nu, doar spoilerul ăla? Sau prelungirea pe față? N-au putut, mă, mai... Bine, bănuiesc că n-aveau un tunel aerodinamic sau cine știe. Da. Ce, cu pielea cu verde, cu cusăturile verde, cu albastru sau ce? Levalina.
am uitat cum se numește. Nu contează. Lavelina, Lavelina. Ne zic, da, băieții în comentarii. Da. Pielea de alpina, Lavelina, ceva este. Dar ei spuneau așa, băi, noi facem mașini pentru oameni care vor să înlocuiască private jet-ul, că e prea opulent. Și da, okay. Că a fost o întrebare, am fost la cu... pot să mă dau mare, am fost tot, la masă, cu la prânz, cu onorul de la Alpina. Ok. Doar tu Andy cu el, voi doi? Nu, și cu niște ziariști. A trebuit să vină și aia. Și l-am n-ai putut să râi. Alpina electrice și a zis, boss, fii atent care. N-ai zis boss. Da, ai fără boss. Care asta e doar la noi. Da. A zis bossic. Bossuleț. Kleine boss. Kleine boss. Da, să-ți dați probleme. A zis așa. Noi... un owner de mașini electrice, nu spun marca, ea care are sute de cai, ia mașina, 3 săptămâni îi dă, mamă ce tare, 0-100 în 2 secunde. Super tare. Și după aia, dacă vrea să meargă, să parcurgă Germania de la sud la nord, merge cu 90 pe autostradă, că n-are autonomie. Okay. Noi facem mașini cu care poți să mergi cu 200 pe autostradă, fără niciun stres. Și să mergi, că clienții noștri merg cel puțin 30.000 de kilometri pe an. Merg spre 60-90 de mii cu o mașină. Pe an. Și ca să faci 90 de mii de kilometri pe an, să-i faci repede un pic. Da. Că dacă îi faci greu, nu poți să-i faci, da. Și asta mi se... Da. Bine, asta știi cum e, așa, un target doar pentru Germania, că doar acolo încă se mai întâmplă să poți să mergi cu 200 la oră pe autostradă, da. Pe de altă parte, asta mi se pare colosal. Să ai o mașină, să faci curaj... Și în România, să mergi, din păcate, constant cu 160 de kilometri la oră, zi de zi, un an în de zile și să nu te coste nimic revizia. Da. Cum Lamborghini nu poți face asta, sau cum Ferrari, sau sunt câțiva, am înțeles că Ferrari Roma acum se sau nu mai știu dacă promovează cu mașina. Nu mai știu ce modele de Ferrari există. Văd pe internet și nu-mi dau seama dacă e real sau e prototip sau se produce de serie sau nu, sau nu mai am cum să știu câte modele sunt. Am văzut un review de curând și spuneau că îl promovează ca mașina cu întreținere ușoară. Așa. Da. Omenească, da. Ca să zicem. Da, asta mi se pare, noi nu ne dăm seama, observ, apropo de presă, comentarii din alea, că am mers cu, făceam în trecut, am făcut niște proiecte de astea de consum și turul României, de exemplu, dubla traversare cu 520 de X-Drive, consum 3.8. Pe bune, pe stradă, am mers și noapte, asta a fost secretul, poate, și viteza medie vreo 70-80, adică n-a fost chiar foarte fin. Și comentarii. Și Peugeot-ul meu HDI consumă la fel, da, dacă merg, dacă vreau. Da. Și noi nu înțelegem, noi ne raportăm la mașinile alea de 2 litri sau... Și mi se pare firesc, general, știi? Oamenii în general care nu... Na, în sfârșit, nu, oamenii adică nu preiau e, okay. Informațiile greșite. Noi suntem obișnuiți așa și nu înțelegem nivelul ăla de performanță, nu zic că 520, dar un M6 să poți să merg 100.000 de kilometri sau un Alpina să merg 90.000 de kilometri, 50.000 de kilometri într-un an, să nu tușească, să nu bată, să nu troncă, ne e colosal, să abuzez în halul ăla. Da, acolo, da. Dar ce zici de treaba asta cu nu se mai fac mașini cum se făcea oare? Adică... O fi așa? Adică seria 5-ul ăsta de acum, nou, ultimul scos, acum mă duc și-l iau, o fi la fel de fiabil ca ăla vechi? E34? Habar n-am. Știi că am mai tot discutat. Mie mi se pare o explicație, apropo de fiabilitate, e o chestie foarte simplă. Dacă o întrețin cum trebuie, n-ar trebui să fie diferență. Să fie probleme. La noi însă e cultura aia se poate și așa. Mi s-a prins becul de ulei, las că se poate așa, mai fac 1000-2000 de kilometri. Și atunci am 1000 de kilometri în care motorul ăla nu mai funcționează în parametrii corecți, lubrefierea nu e corectă. Să facă uzuri de nici nu știu ce uzuri. Nu mai e o mașină de acum 30-40 de ani, funcționează cu totul și cu totul alți parametri. Într-adevăr, eu cred că asta e una dintre marile diferențe, sunt mult mai împinse către extrem mașinile alea. Sunt construite cu mult mai multă responsabilitate să facă față tensiunilor, presiunilor de injecție și așa mai departe cu care, la care sunt supuse, dar și fizica aia are o limită, știi? Nu, pe de o parte și pe de altă parte, mașinile sunt infinit mai complexe acum. Adică, clar. Înainte era wow, acum 30 de ani, mi-am luat E24.
Știm, ajungeam și acolo. Am făcut greșeala asta. Rechin din 87 și e wow că are temperatură exterioară, da. Știi? Asta e wow la, da. La el. Chiar e, și pilot automat are? Da, și memorie am memorie în scaun. Ce să mai vrei? Vezi, memorie în scaun. Premium. Scaunul șoferului. Da. Nu în scaunul. Da. În scaunul șoferului. Da. Și gândește-te câte componente sunt acum. Adică ai 1000 de mai mult, infinit mai multe componente, infinit mai mult software. Asta crește șansa să apară o problemă. Și mai e o chestiune de care suferă industria auto acum, standardizarea, paradoxal. Pentru că acum nu am o componentă pe 1000 de mașini, am o componentă pe milioane de mașini deja. Și dacă componenta aia se dovedește, se întâmplă, oricui se întâmplă, da. De la Boeing la Samsung, da. Știi că avem cazurile, da. Dacă acea componentă se dovedește că e greșită, eu trebuie să o schimb. Și trei dintr-o dată să schimb pe 1 milion de mașini, să vezi distracția atunci, sau pe 2 milioane, pe 3 milioane. Uite, Takata, săracii, cu airbag-urile alea. Sunt, tot apar. Eu cred că pur și simplu și-au dat seama că nu poate să spună stop, opriți-vă. Și hai să le luăm pe rând. Că, pe de altă parte, ce trebuie înțeles la recall-uri, incidența e 1 la 100 de mii, probabil, știi? Da. 1 la 50 de mii. Șansa să mi se întâmple mai... Am mult mai multă șansă să fac COVID mergând pe stradă decât să o spunem pe aia dreapta. Da. Dar e o șansă pe care eu, un constructor responsabil, încerc să o evit. Și atunci apar recall-urile astea. Dar, pe de-o parte, am foarte multe componente și deci sunt mult mai expus să se strice ceva. Mai am și chestia asta de software, care e o eternă luptă, mi se și pare. Un etern update. Da. Și am și partea asta de componente standardizate și atunci când se strică mă lovește rău de tot. Și atunci, da, se întâmplă și... Dar nu e... Eu nu cred că acum constructorii auto sunt mai puțin atenți, nu cred că sunt mai puțin... Sau există interesul ăsta... Hai să facem să se strice la 6 ani. Pe de altă parte, este mai degrabă invers. Vorbeam cu un inginer și îmi spunea, eu pot să fac orice mașină vrei, pot să fac o mașină să nu se strice niciodată. Dar mă costă atât de mult ca timp de proiectare și ca bani că nu o să pot să o fac niciodată. Este un joc de ăsta cât pot să investesc și în ce să investesc... Și să fac profit. Să fac profit. Oamenii trebuie să înțeleagă că oamenii ăștia de la BMW și oamenii de la Mercedes vând să facă profit. Nu vând să facă. Apropo, că se tot discută și cu asta, cu s-au crescut prețul. Industria auto nu e foarte profitabilă. Este una dintre... Asta, da. Apropo de profit, sunt mult mai... Sunt alte industrii care au procentul din cifra de afaceri profit mult mai mare. Se crede, mamă, ce se îmbogățește BMW pe spin. Nu se îmbogățește. E foarte greu să faci bani în industria. Oamenii nu o să înțeleagă asta. Uite, Opel n-a făcut niciodată profit în ultimii 20 de ani, cred. Da, dar oamenii nu o să înțeleagă asta. Și să zic că nu e adevărat. Și mai e discuția aia, apropo de profit, că mamă, pe BMW, un seria 7 îl costă 20.000 de euro. Să-l fabrice. Și îl vinde cu 120. Da, ai dracu. Okay. Dar... Nimeni nu se gândește, toți se gândesc, cred că probabil dacă iau toate piesele alea de la furnizor cumva, le fur din fabrică, pot să ajung la 20.000 de euro. Dar nimeni nu se gândește cât îl costă sculele, tooling-ul se numește, presele, o presă de aia costă câteva 10 de milioane, numai o presă, știi? Roboții și toate, fabrica, angajații, cercetarea, matrițele. Câte sute de milioane se duc până la... Da. O jumate de miliard, poate chiar mai mult, se duce în cercetare. Toți banii aia, după aia se distribuie pe toate mașinile pe care vreau să le vând în următorii 7 ani. Sau cam atât durează un ciclu de... Și iarăși e un... mie mi se pare cel puțin intimidant să mă gândesc că eu trebuie să investesc 7 ani în dezvoltare, planificându-mi foarte precis cât vreau să vând peste de 5 ani încolo, timp de 7 ani. Și trebuie să distribui chestia asta și să-mi iasă bine. Cumva. Da, e o întreagă nebunie. Ce îmi trecea mie prin cap acum, când vorbeai tu de matrițe, vreau să le spun oamenilor, dacă ajung la München, cu toate că acum cu așa, e acolo, puteți să vizitați fabrica, e BMW Welt, nu știu, 50, 30 de euro, o chestie de asta. Dar merită toți bănuții și o să înțelegeți lucrurile puțin mai diferit. Dacă toți sunteți pasionați de mașini, dacă n-are importanță că vă place Audi, BMW, Mercedes, n-are, puteți să luați... Nu știu, să ziceți că e Audi și așa se construiește. Da, jur, adică chiar n-are importanță. Marca, important e să vedeți procesul și ce vă spun oamenii acolo. Că poate ziceți că Alex are interese sau
Nu știe el. Culte. Da, nu știe el. Asta, tot asta voiam să-ți spun, că poate nu știm noi, dar poate asta fac oamenii, poate chiar asta fac, poate există teoria conspirației și noi nu știm. Nu. Dar, na, muzeul și fabrica sunt o chestie de vizitat. La München, nici nu știu cum să facem. Mi-e frică să zic, sunați-mă dacă, dați un semn dacă. Nu, că e complicat. Da, vedem, vor... Sunt multe chestii de văzut legate de mașini, este și mai, de, mai nou s-a mai deschis o chestie foarte tare, tot o fac nemții, fac, cum se numește, Motorworld se numește la München, se mai, numește, mai există o chestie similară, se numește ce Remise. Ce ai, mă, că mi-a plăcut să trag de el? Jur, dar chiar îl făceam, adică eu nu vreau să stea spre mine, acum dacă ai venit, jur! Așa, se numește Remise. Autoremise sunt niște chestii, un fel de hangare, dedicate lucrurilor cu mașini vechi. Și acolo sunt dealeri de mașini, servisuri, vânzători de piese, cafenele, am văzut și o frizerie. Și ce mai au foarte mișto, au și un fel de garaj, care este... cum au unii vitrina de mașinuțe, așa este în hangarul ăsta garajul de mașini adevărate, pe etaje, cumva, cred că este un lift în spate, n-am înțeles mecanismul, și o geam e sticlă. Și le vezi aliniate și ăla mi se pare un templu de mașini ce e acolo. Iar la München, de exemplu, e dealerul de Lamborghini, am văzut Lamborghini Senna acolo, dealerul de Rolls-Royce, care este același ca în România, Schmidt Automobile se numește, și mai sunt. Sunt câțiva specializați în mașini de-astea clasice din anii 50. Volkswagen are o chestie pe care era. Dacă am fi și noi cineva în lume, poate am putea și noi să facem la BMW România, îți dau un exemplu. Ca idee, Volkswagen are o chestie și spune așa. Îți comanzi o mașină nouă și în momentul în care se apropie să vină și așa, poți să-mi dai răspunsul, să-mi spui dacă te duci tu să o iei de la Wolfsburg sau ți-o aduc eu. Dacă te duci tu să o iei de la Wolfsburg, ai excursie acolo plătită în banii ăștia de livrare. Și vizitezi fabrica Volkswagen și tur și nu știi, și mașina îți vine așa, dintr-un turn de sticlă, uite acolo, știi? Mișto ideea. Bine, nu e pentru România, deci nu există. Păi, exact așa e și la nemți, noi. Exact, da. Și BMW are la fel, da. Și nu și e pentru se pare BMW. Foarte tare. Adică, explicația excursie, vezi, e dureros, înțelegi? De simplă și nu o se întâmple, nu o să fie niciodată pentru România, deși da, există cerere. Da. E capacitate limitată și băieții mari, în special din state, au pus mâna pe serviciul ăsta. Și ai o piață care contează, știi? Și sunt și eu din România. Câte mașini vindeți? Ați vândut toate mașinile? Noi vindem într-o săptămână. Cât vindeți voi? În Germania vând pe zi, cred, cât vindem noi. Nu, în trei zile vând cât vindem noi pe an. Da. Și atunci, oamenii, clienții și userii de mașini și premium și nu numai, ar trebui să-și dea seama unde sunt și unde ne poziționăm ca și țară, ca și putere de cumpărare și să lase pretențiile puțin mai jos, din punctul meu de vedere. Eu înțeleg că fiecare este client și trebuie respectat și tratat ca atare, dar trebuie să ne raportăm la țara din care facem parte și la ce se întâmplă la nivelul nostru. Și la banii care se investesc în țara asta și la lucruri, știi? Pentru că totdeauna, ți-am zis, oamenii merg în ideea și spun, domnule, la BMW aici, domnule, aici să fie... Se învârte după lună, băi, așa este, dar nu ne comparăm noi cu America sau cu Germania. Sau cu, da, uneori au dreptate și aici recunosc, noi nu suntem la nivelul ăla și e problema BMW în cazul ăsta și noi ne dorim să schimbăm, însă în momentul de față e foarte greu, tot așa din rațiuni de business. Sunt servicii care nu sunt disponibile, ca Netflix, ca Amazon, ca Apple TV, nu sunt disponibile în România. Partea asta de conectivitate nu funcționează. Nu suntem ultima, dar penultima. Suntem în Europa, ar trebui să fie mai bine, e greu, dar pe de altă parte, alt lucru e, de ce nu face BMW nu știu ce mașină, de ce nu face un E30 modern? E un subiect bun, de ce nu face? Și uite, Toyota a făcut. Ce? O mașină veche nouă. Care? 78 sau 76, ceva genul ăsta. Da, e ediție... Nu, au făcut. Dar de ce nu face? Eu cred că nu s-ar cumpăra, da? Eu asta cred, că toți care spun de ce nu face BMW chestia asta... N-ar cumpăra. Tu ai dat 50.000 pentru... Nu! Nu mă pot stăpâni! Să nu pun mâna pe el! Nu am cum, mamă, e murit acum, e distrus. E gata, mă, v-am făcut și cerere. Doar tu, doar la tine bâzie. Bâzie? Da, doar tu. Doar tu, doar tu.
Da, mă, îmi pare rău. Nu da. Mă pot stăpâni. Da. Asta e. Dacă eram perfect, eram perfect, dar nu sunt. Da, asta e problema, zic eu. Da, deci zici că nu s-ar cumpăra, nu? Așa zic și eu. Da, ți-am zis, Toyota a făcut o mașină veche, a luat o caroserie veche, a... cum a făcut el, în ce fabrică, cum i-a adunat pe aia, cum a pus roboții din nou să facă, să construiască, habar n-am. Dar cert este că a făcut o mașină de caroserie veche, cu caroserie 90 km, o vinde prin țările astea. Dar în care... Dar eu cred că e o ediție limitată, sunt câteva exemplare, nu sunt mii sau... Nu știu câte zeci de mii sunt și nu știu, uite, adică nu știu cât de rentabil e să produci o mașină într-un număr de mii, în ideea în care o vinzi pe 50 de mii, da, nu vinzi pe 500 de mii. Da, ai probleme de omologare. Asta zic, o vinde în Dubai, o vinde în America, o vinde în Europa. În Europa e puțin mai greu. Asta, știu povestea asta la BMW, spuneam de acele mașini din anii 60, în 2002... l-a construit din piese de stoc, piese de stoc, în ceva la începutul anilor 2000. Și l-a costat un milion. Nu, n-a putut să-l matriculeze. A zis neamțul Halt că era nouă mașina și, da, pe de altă parte, nici mașina nouă nu putea să matriculeze că nu mai respecta emisii și așa. Și a zis, da, dar e one-off, am vrut să arătăm. Și până la urmă, statul german le-a dat, a făcut o excepție, cred că pentru nemți au fost câțiva, trăiau după reguli, au două nopți, au dormit prost. Scurt circuit, dar, și-au primit numere noi de mașină nouă, dar foarte, foarte greu. A fost o întreagă aventură. Pentru că, pe de o parte, nu putea să fie matriculată ca mașină veche, pe de altă parte, nu avea standarde de siguranță, de emisii, da, pentru mașină nouă. N-avea ABS, n-avea nimic. Ca așa era mașina. Da, asta e o mașină ok, construită. O coajă, da. Un servo, un pic de facelift, cu niște faruri, niște stopuri, niște alea. Și o vând în țările unde normele de poluare nu sunt așa. Oamenii le aduc în România, le duc în Germania, În Germania li se montează catalizatoare euro și așa mai departe, se mai montează pe mașină lucruri, dacă vrei, troliu, alea, blocanți, nu știu ce, într-o firmă a unui neamț, să dai seama acolo. Ăla omologhează în Germania toate lucrurile astea pe mașină, dar doar cu omologare locală, adică doar pentru Germania, nu există să ieși cu ea afară din țară, tu o iei în România, o duci la RAR, plătești test dinamic, care iarăși e un lucru pe care eu îl susțin cu tărie în România, doar că angajații de la RAR nu vor să-l facă pentru că sunt plătiți cu aceiași bani și dacă fac un test dinamic și dacă fac un ITP și atunci okay, nu are nimeni interesul să muncească mai mult pentru aceiași bani și îi descurajează pe toți cei care vor să meargă să-și omologheze lucruri. Înțelegi? Că e pentru Europa, RAR-ul nostru e cel mai ieftin. Adică nu există să omologhezi într-o țară mai ieftin ca în România. Și testul dinamic nu mai e ca pe vremuri cu scoate mașina în spate și îmi dă cu frâna de mână pedale. Nu, ți-o duce la Dyno, ți-o duce la Renault, la testul de la zi, la parcul ăsta, zi, la ce-au ei de centru, uh-huh, de cercetare, de nu știu ce. Adică se plătesc niște bani și se fac niște teste conforme, nu neagică, merge cu ea și zice, pleacă spatele la treia, nu e ok la 800 de cai. Așa, și se pot plăti, se pot face lucruri, se pot omologa în România mai simplu decât în țările foarte bine, să zicem așa, dezvoltate și puse la punct. Dar na, oamenii nu vor să acceseze treaba asta, știi? Nu știu dacă am zis la voi în numeroasele mele prezențe, da, că asta nu e invenție, e de PR, e pe bune. Am visat că am câștigat la loto și îmi cumpăram mașini. Și prima mașină pe care mi-o cumpăram, de atunci sunt liniștit, spun tuturor, asta e mașina, Morgan 3-wheeler. A fost, știu că sunt foarte ciudat. Am eu un fetiș cu mașina asta. De ce? Vrei să te răstori? Nu cred că poți să o răstori, dar te duci peste tot cu ea. Adică dacă ai mașina visurilor tale... Nu, aveam 10 mașini. Targetul era... Dar prima, ai zis că o să-mi iau multe mașini. O să-mi iau una mai de circuit, una... Așa. Un Touring sau Alpina Touring, ceva așa mai de familie, un Porsche clasic trebuia să fie acolo în listă, un Mini sau o Isetta, așa de fan, și dar prima mașină așa razna, moft absolut, e acest Morgan 3-wheeler, care e o mașină cu un layout și o construcție din anii, cred că final de an 20, e așa, fără mari schimbări, aia cu trei roți și motorul afară, în V, doi... Eu mă gândeam la Isetta și mă gândeam că a fost concepută de un om cu handicap care deține o bicicletă cu trei roți, dai de volan să meargă în față și s-a gândit că îl prinde ploaia și să o caroseze. Nu? Adică, cred. E amuzant că spui asta. Nu ești de partea de adevăr, pentru că a fost odată. A fost făcută de italieni. Ok. Doi.
BMW când a lansat-o a spus că e o nouă clasă de autovehicule, este motocupe, adică e o motocicletă puțin mai bună. Corect. Și e legenda aia că în UK schimbau cutia de viteze fără mașarier și cu trei roți fără mașarier era motocicletă, ceva de genul ăsta. Așa și aveau plăcea mai puține impozite. Trei, există Messerschmitt, acel Messerschmitt care făcea avioane de luptă temute, a făcut tot așa o buburuză, dar avea două locuri, unul în spatele celuilalt, arată ca o carlingă pe roți. Da, o știu. Și aia a fost inițial gândită ca o mașină pentru persoane cu handicap. Și de acolo a ajuns mașină... Bine, vorbim de anii... Mie mi se pare foarte interesant că dacă înțelegi conceptul, contextul, nu se mai pare nimic spectaculos la mașină. Sau nu... mie îmi place foarte mult Isetta. Trebuie să o căutați pe Google. Trei roți, am atins microfonul cu natul fără să vreau să știi de data asta. Îmi cer scuze tuturor urmăritorilor. Așa, mie îmi place. Am avut o ședință foto cu Isetta între serii 7 și nu puteam să dăm oamenii la o parte de la mașină când am parcat-o în centru. E ceva deosebit și da, fan. Da, este, da. Înseamnă că e și mișto. Totul e greșit, da. Eu m-am săturat de lumea asta în care totul trebuie să fie într-un corect, știi? Eu urăsc golful din punctul ăsta de vedere. Golful, să-mi iau hate printr-un simplu fapt că toată lumea iubește foarte, și nu, e foarte, este o mașină, știu că nu e corect. Foarte corectă, chiar dacă nu e corect să spui. Dar n-are, parcă pierde din suflet prin chestia asta. Mai bine o Alfa care se mai strică. Da, depinde ce vrei de la viață. Știi? Dacă vrei o viață liniștită, poți să iei o Alfa. Dacă ești foarte ocupat, ai trei copii, ai multe lucruri pe cap, ia-ți un Golf. Da? Nu zic, nu e o mașină proastă, dar este... Nu mai are fantezie. Mașina preferată de la BMW. Sau modelul, nu mașina, modelul de la BMW preferat. De ce te întreb? De că acum sau din istorie? Din totdeauna. M1, clar, fără ezitare. Ok, 1M. Nu, M1. M1, adică M1? Ăla din anii 78, 79, 80. Okay. Singurul supercar BMW cu motor central... Mașina ar fi deci dacă tu ar fi să înțelegi acum, băi, vine bossul mare, atenție. Da. Bossul mare, și... gras, burtos, ultimul nivel. Și zici, avem aici la muzeu și remet pentru 15 ani de meserie, ai făcut aici, ai trup și suflet, ia una de la mine. Pai o iei? Da. Și pe, dar am așa, inima strânsă. uite, apropo de presă. M-am folosit de gură multă care are Racing Wheels și am zis că, uite, pentru Racing Wheels, catalog, auto, m-am dus la Classic, trebuie să ne dați mașini de testat. Ce ne-am făcut? Am niște povești. De-astea, am convins prima dată un american de la Petrolicious să vină în Germania să mergem să-l vizităm pe creatorul EMA. Așa am ajuns eu prima dată la nenea Johan Nerpaci. Și ca să-l conving pe ăla aia de la EMA, am zis, da, dar noi nu mai avem buget. Eu din România n-am cum să justific că îi plătesc. Pot să-i pitesc, șeful meu nu știe și nici nu știe, acum s-a schimbat șeful și nici nu înțelege că e șeful meu pe regiune care l-am strecurat a făcut o delegație mai mare la salonul auto și l-am strecurat și pe ăsta ca să pot să-l aduc, ca să-mi fac argument față de clasic că vreau M1 să mă duc la nenea care a creat M1. Mi s-a părut povestea supremă. Și vorbeam cu tipul de la Petrolicious cu care m-am împrietenit la un eveniment, vorbeam pe mesaje și mi-a zis, este genială idee, hai să facem. Și l-am sunat instantaneu pe WhatsApp, hai să facem. Și am pus la cale, dar trebuia să găsesc bani pentru zbor. Și clasic mi-a zis, da, noi trebuie să-l zburăm că e pe transatlantic cu business, 5.000 de euro. Îl conving eu să nu vină cu business, vă băgați? Poți să-l convingi? Da. Și după o croază de peripeții de astea, convingeri, combinați în sensul bun al cuvântului. Nu-mi place să se creadă. Da. E un cuvânt care și-a pierdut valoarea la noi. Da. Legături, da. Alăturări și așa mai departe. Am reușit să fac o delegație, să mergem cu M1-ul la nenea care a creat M1. A fost una dintre experiențele vieții. Am poza pe ceas. Cu treaba asta și am condus mașina pe autostradă. Când mi-au dat mașina au zis
nu ne interesează ce faci, erau niște tip de treabă la Classic pe vremea aia, acum nu mai... Așa, erau niște tip de treabă la Classic. Unde nu s-au dus acum? La Audi? Nu. La Mercedes? Nu, nu. Și-au deschis firma la Audi, l-am scris, nu, la asta e altă poveste. Și nu ți-au răspuns? Nu mi-au răspuns. Păi da, mă, nu. După Gmail. Pentru că nu toți oamenii din industria auto fac meseria la asta din Classic. Plăcere. Ba da, este ba mișto, nenea, știu. Nu fac din plăcere, știu, cu tine, dar nu așa. Și mi-am zis, ia cheia și remet. Trebuie să știi doar atât. Costă atât. Asigurarea e 650.000 de euro și la peste 160 la oră, uite, oglinzile sunt foarte subțiri, se rup. Merge maxim 130. Am mers, l-am vistat pe nenea, am chiuit, cum imaginez eu că un star, un fan de la fanboy își vede... vede. Scuze-mă. Și la final băieții, a fost un Daniel de la Automotor și Sport, Radu fotograful și Alex de la Petroliș, și a zis: băi, a fost experiența colosală, poți să conduci tu M1-ul la întoarcere. Eu n-am nici morcasem în el, știi? Și am zis: băi, nu, eu sunt PR-ul, eu sunt ăla care aduce cafele. Nu conduci. Ok, nu mai terminat propoziția și nu m-am mai dat jos din ea. Și m-am trezit că merg 170 pe autostradă, deci nu se rup oglinzile la 160. Deci puteți să mergi 170, da. Că a mers el. Și ce m-a șocat este mașină din anii, final de anii 70. Mă așteptam, mașină sport, aveam ideea asta. Mașina era deținută de BMW și... 8.000 de kilometri. Impecabil, 8.000 de kilometri. Mi-a spus că e posibil să aibă mai mulți, că uneori se mai strică kilometrajul și nu... O bunicuță a condus-o asta. Băi... pe lângă faptul că funcționa totul, asta era de așteptat, da? Mă așteptam să fie foarte greu de controlat. Nu. Am încercat, plecând de la o benzinărie, într-un sens giratoriu, să văd cum se simte tracțiune spate. Cu 600 de mii asigurări, te-ai gândit tu. M-a luat valuri. Te-a luat. Dar trebuia să încerc asta. Trebuia. Trebuia, normal. Ce, și până la urmă și dacă lovești și n-aveau de unde să-ți ia banii, ce? A, oricum, e rumenișe, nu? Caine, explică-mi zi doi, caine. Nu, dar era o zonă super safe, dar am zis, băi, ce se întâmplă dacă... Era pe șină, n-am mai avut experiența asta cu o mașină cu tracțiune spate, modernă, cum se simțea mașina aia, și chestia care mi s-a părut cea mai tare, mă așteptam să fie foarte rigidă, foarte... dar în același timp, știi cum sunt mașinile vechi, că torsionează. Da. Cum zice? Da. Nimic rigidă, dar în același timp extraordinar de confortabilă. Pentru o mașină sport din anii aia... Scaunele aveau puf de gâscă, zic da, eu. Da. Nu. Acolo e secretul, un puf de gâscă. Asta a fost problema. Nu era o mașină construită pentru confort din punct de vedere al interiorului. Stăteai cam înghesuit, n-aveai reglaje la scaun. Da, ok, dar concurența ce avea pe vremea respectivă? Nu cred că... Adică Lamborghini mașină... probabil era Countach, care era imposibil de condus, da. Probabil, știi? Și mai lua și foc, nu, Miura. F40 probabil. F40 e mai... Probabil. Nu, stai, F40 era... Probabil e mai nou, da. Da. Nu știu ce avea. Și povestea cu F40 și F50? Nu. F40 a fost construit să aniverseze 40 de ani de Ferrari. Dar Ferrari se înființase cu mult timp înainte, de fapt sunt 40 de ani de la înființarea, de la construcția primului automobil Ferrari. F50 așa? Nu s-a construit la 10 ani după aia. Da, s-a construit la 8. Al treilea automobil cu când s-a prins lumina. Italieni. Ecco, no. Da, nu e problemă. Da. Și, și de Countach am aflat. Countach am aflat. Știi ce înseamnă Countach? Nu m-am întrebat. Ai zice un taur, nu? Că ei sunt cu tauri. Nu. Nu zice un tractor. Un tip de plug. Nu. Countach. De obicei, acum Lamborghini pune nume de tauri. Excepția o face Countach pentru că aveau un modelator în lut. Povestește designerul șef Gandini, care a făcut mașina, Marcello Gandini. Avea un modelator din lut din Piemont, care vorbea piemonteză în dialect. Și când nu ieșea, lucrurile înjura. Și care era un fel de, cum ai zice noi, o cățea, o vrăjitoare, mi se pare, era, sau ceva. Countach sau ceva. Și ăștia au tot râs și au zis mașinii așa. Și deci mașina aia are o înjurătură de băgame. Ce mă, Lamborghini? Da, uite, au făcut treabă cu ea. Și mașina e... Până au venit M1. M1...
A, Shame On, știi că a fost, trebuia să fie construit de Lamborghini, dar a dat faliment. E o poveste colosală și acolo. Hai de zină, o știi? Pe scurt, BMW a vrut să facă o mașină ca platformă de mașini sport, să meargă la curse. Și înainte era 3.0 CSL. 3.0, povestea era 3.0 CSL, costa 60.000 de euro. Aia e pe locul 2, apropo, la mașină BMW pe care mi-aș lua-o. Okay. Costa 60.000 de euro și mașina de curse costa, nu mă știu, 200.000 de mărci, pardon, la vremea aia, ceva de genul ăsta. M1, sau nu, 300.000 de mărci, să o fac. M1 costa de nou 100.000 de mărci, dar era atât de bine gândită să fie mașină de curse că acea costa conversie puțin. Costa încă 50.000 de euro. Problema este că ei au dezvoltat-o împreună cu, cred că era March Engineering, care făcea, și cu care BMW lucra la Formula 2, făceau monoposturi de Formula 2 și trebuia să o construiască la Lamborghini. Lamborghini a dat faliment. A fost un punct în care șeful M ne-a povestit că a propus ca BMW să cumpere Lamborghini în momentul ăla când a dat faliment, dar nu s-a băgat, cumva a fost bine, pentru că erau, mi se pare că atunci era Alessandro De Tomaso, un mare afacerist foarte orientat către profit argentinian, care a făcut și de Pantera De Tomaso, e mașină cu numele lui, cumpărase o groază de chestii, le vindea, făcut combinator. Maserati a cumpărat și a vândut colecția, a dispărut și a, așa. Lamborghini a dat faliment. Și ăștia au trebuit să, au furat prototipurile din fabrica Lamborghini ca să poată să ducă mașina mai departe, dar producția s-a dat peste cap, au întârziat și când a fost mașina gata, competițiile pentru care au construit-o nu mai existau. Și s-a dus tot un aibii. Mai sunt multe mașini, da. Așa. Da, păi da, că bă, modelul ăsta nu prea, știi? Adică nu prea, fost, da, nu prea, nu prea era fiabil. Nu prea și-a luat lumea, da, știi? Da, da. Nu prea, păi nu prea. Nu prea. Mi se pare că mai știu dacă 200 și ceva sau 400 de mașini s-au construit din asta. Așa puține. Da, nu aș prea. Aș fi jurat că sunt mai multe. Nu. Nu. Și din astea câteva 10 au fost de curse. Sunt s-au și mai prăpădit, da, din ele. Da, s-au mai dus. E și povestea. Nu ne grăbim, nu, nu. Nu știu de ceas. Ah, nu. Nu avem timp. De cât timp? Avem o oră? Avea. Mai stăm. Noi 3-4 ore. Da. Uite, că am tot vorbit de imaginea asta BMW cu băiețași, cu, da, așa. BMW, mie se pare că e o chestie, o marcă a contrastelor. În același timp, BMW are una dintre cele mai lungi implicări în proiecte de artă. Da, mă, dar nu interesează pe nimeni. Pe nimeni de la, da, noi, dar din majoritate, să zicem. Din majoritate, probabil, nu? Nu știu. Adică, cred, nu știu. Bine, stai, de la noi, din România, nu pot eu să iau, da, pe nemți și pe aia. Da, știu. Adică tot nenea asta pe care l-am vizitat eu, care a creat și M1, el a creat proiectele astea de artă. În 1975 a fost un colecționar de, de fapt era, avea o casă de licitații și era pilot amator din Franța. S-a gândit el că poate să facă, să găsească un artist foarte mare, să-i picteze mașina să meargă la cursa de 24 de ore de la Le Mans. Păi veneam eu. Era și simplu, eu făceam și gratis. să... El a făcut-o cu un mare artist american care a pictat bine, și... Bine, atunci dacă e american, mă dau la... Te sacrifici. E expus la Muzeul Pompidou din Franța. Era unul dintre cei mai mari artiști. Și s-a dus la o firmă franțuzească, nu o să dau nume să nu se supere oamenii pe mine. Ei au zis... Ești nebun. Je suis un façon, croissant. Nicta mea. Știu un jurător în franceză, da, da, așa. Și i-a spus cineva... Notre poule dans votre cour, da, știu și eu. Așa, ce zice el? Da. Exact așa a zis, textual. Și el a zis, bapa, tu am madre, nu, tu me, nu, așa. Nu că era francez. N-are, m-am transcris, așa, așa zi. Și Jean Todt, care fusese copilot în mașini de raliu BMW. Jean Todt, da? I-a zis, bă, și vezi că băieții copilul de la BMW Motorsport sunt suficient de nebuni să se bage. În 1975 a fost criza petrolului și BMW se trăsese din orice. Făcea Motorsport doar în state. Și pentru nebunul ăsta au zis, imediat facem. Și în 1975 a apărut primul alt car BMW. A fost atât de mare succesul, eu vreau să fie un one-off.
încât au continuat. Cu același Hervé Poulain, eram sigur, acest colecționar de artă, Hervé, îi zicem noi prietenii ca să nu... Hervé Poulain, pilot, alături de o echipă de piloți profesioniști. Anul următor a fost un alt art car, făcut de Roy Lichtenstein, mi se pare, sau Frank Stella și după aia a fost Alexander Kelder, Roy Lichtenstein, Alexander Kelder, Frank Stella, Roy Lichtenstein, știu, dar vreau să și Andy Warhol a fost în 79 super faimos, dar în 76, mașina din 76 avea vreo 500 de cai. Sunt povești că se antrenau băieții pe Paul Ricard pe un circuit în Franța, lângă mașină de Formula 1 cu un 3.0 CSL hyper modificat și mergeau, depășeau mașină de Formula 1. În halul ăla erau. Și altă legendă este că acest Hervé Poulain trebuia să urce în mașina aia, monstru ăla, la cursa de 24 de ore de la Le Mans, să meargă un stint, o tură de 2 ore. Și am zis, păi, noi ținem la el, cum să explicăm că nu e bine? Ce a făcut BMW? Au vrut să lucreze în continuare cu francezul, să-i aducă acești mari artiști de care nimeni n-a auzit. I-au zis că îi fac mașina, dar au zis, avem 3 piloți. Întâi merg piloții noștri și după aia mergi tu. Și piloții au primit ordin să tragă de mașină până se rupe. Și a abandonat după 4 ore. Mașina s-a văzut la Le Mans, publicitate, la. Sigur, și ăla săracul nu s-a dat niciodată cu mașina. Dar Arcar M1 are cele mai tari povești cu Arcarul, pentru că odată este pictat de Andy Warhol. Tu îți dai seama, mă, să fi fost un locul ăla, mă? Stai seama, mă, să fi fost tu în locul, să stai în box de acolo, îmbrăcat. Mă duc, mă, cu ăștia de la BMW, am făcut o treabă, fii atent. Eu le pictez, i-aduc pe ăștia, pictez mașinile și ei mă lasă să mă dau cu racheta. Să stai ca racheta, mă, nu te mai dai. Bolidu. Bă, cum mă? Mamă, muream, mă aruncam pe acolo, făceam urât. Dădeam foc. Dar în 79 au terminat pe locul 6 sau 7 la Le Mans, cu M1. Iar acum mașina aia este cu siguranță, dacă nu cea mai valoroasă, printre cele mai valoroase. Vreau să-i dea și el. S-a dat cu M1. Și acum mașina e stricată. Da, nu. Și acum mașina e stricată. Ce este tare, că mașinile respective mai au zgârieturi, mai au, știi, și operă de artă. Da. E vorbind de o mașină care acum costă 100 de milioane de euro, dacă s-ar vinde, probabil. Da. Depinde. E foarte greu să spui o mașină care nu s-a vândut niciodată cam cât valorează, că nu există piață pentru ea, dar dacă te gândești cât costă un Andy Warhol și cât de specială e mașina asta, că nu e doar o pânză, are o poveste mult mai consistentă și e unicat. Și mai este un M1, că de-aia spuneam numele, și asta e una dintre poveștile mele preferate cu BMW, este un M1... Al doilea pictor care a făcut Arcar a fost Frank Stella. Asta l-a lăsat să dea? Hervé Poulain se dădea, el invita artiștii. Frank Stella s-a apropiat de motorsport atât de mult încât s-a împrietenit cu piloți. Și prietenii lui erau Ronnie Peterson și Peter Gregg, un american. Ronnie Peterson era foarte bun în Formula 1. În 79, dacă nu mă înșel, s-au gândit ea de la Formula 1 să dea start de pe grilă pentru prima dată. Cred că a fost San Marino sau Marele Premiu al Italiei. Și a fost un haos complet. A fost accident în linie cu mașinile. Mașina lui Ronnie Peterson a luat foc, James Hunt s-a dus după el, a scos din flăcări, omul era conștient, dar peste noapte a murit la spital. Frank Stella era de față cu Peter Gregg, Frank Stella artistul, care avea comunitatea asta de piloți, a intrat mulțumită Arcarului, comunitatea era acolo, știi? A fost atât de impresionat încât a făcut o serie de lucrări dedicată lui Ronnie Peterson. Este singurul mare artist de ăsta, artist care vinde cu milioane de dolari o lucrare, care a făcut ceva pentru un pilot de motorsport. Una dintre lucrări a fost un M1 în cele din urmă. Peter Gregg și-a comandat un M1 special de curse, dar cu 2 locuri, one-off, și Frank Stella l-a pictat singur. Iarăși o chestie specială, dar și asta are altă poveste. Frank Stella l-a pictat singur. Un an mai târziu, Frank Stella era cu Peter Gregg în mașină și se duceau la Le Mans, Peter Gregg concura la Le Mans. L-a sărit un camion în față,
Ăsta l-a evitat, dar n-a mai controlat mașina, a avut un accident, s-a lovit la cap, părea tot ok, dar a început să aibă probleme. Printre care să vadă dublu mai... și a trebuit să lase de motorsport. Legenda este că asta, la foarte scurt timp, tocmai se căsătorise de vreo câteva săptămâni. Deci femeia era de vină. Nu. Nebunia lui. Băi, era moment dramatic. Da, iartă-o, mă, nu mă, prost, mă, frate. Băi, deci, da, este... Așa, să mă concentrez. Omul la... Ai stricat povestea, da, construiam. Ce omul... fac eu de mărbaie? Deci, câți piloți știu, știi ce a făcut? S-a împușcat în cap. Că nu mai vedea? Da, și nu mai putea să meargă la motorsport. Nu știu ce să zic. Probabil că e nasol, dar chiar să pui, adică și-a de anustat să am vrut să-mi puște. De ce mă obli să zic prostii eu acum? Da, nu, da, politic, mă, ce nu să politic, fac? Nu mă pot abține. Așa, și-a lăsat, era un tip foarte organizat și a lăsat suicide note, a lăsat pistolul cu chitanța, cu care tot adică explicat. Să nu... să nu este dubii. Da, există okay. Povestea suicide note-ului lui. Da. Se pare totuși că e puțin exagerată povestea. Accidentul ăla, deși a ieșit pe picioare din accident. Acolo vreau și eu să ajung. Ce mașină a făcut? Era un BMW? Nu, nu, nu. Cu siguranță. Da, a ieșit așa. Accidentul a făcut. Da, era probabil că nu, era posibil să nu scape cu viața oricum, știi? Da. Pe în viitorul apropiat. Ideea este că acest Frank Stella a fost lângă oamenii ăștia care au murit în fața lui mai mult sau mai puțin și cumva în memoria unuia dintre ei, al lui Ronnie Peterson, a făcut o mașină pictată de el pentru celălalt, un BMW M1. Mi se pare un mod normal, dacă îi spuneam povestea unui un om normal, îi se făcea piele de... Tu ai râs! Nu, eu s-o obișnuit cu poveștile tale, adică nu mă mai, da, nu mă mai atinge așa ușor. M1 și... Nici aia nu s-a dat. Nici aia. Tot stricată e. E la un american, e de fapt e un englez acum care o deține. Când am făcut Freude și ai fost tu live, ai... Cu greu. Nu contează. N-are și nimic. Cu răbdare. Da, mă, a fost un nena care a vorbit cu Zanardi, dacă ați da. Ăla da. Deține acel M1 acum. E mega... Are o un mega colecție. Da. Și, vezi că și ăla are o poveste că a început pe la, 20 de, pe la 16 ani în construcții pe șantier, băiat de șantier. Și a crescut până acum, are colecție de BMW-uri. Și e maniac. Sunt și oameni adică, care știu ce vor de la viață. Și știe, este genul, vreau să-mi iau un M1. Am găsit unul, mi l-am cumpărat. A mai apărut altul. Îl cumpăr, văd care e mai mișto și îl păstrez pe la mai mișto. Și fac asta permanent ca să am cele mai bune mașini. Viață bună, are ceva cașcaval. Dai seama, nu e chiar așa. Se pricepe, adică. Stăpâniști de bani. Da, și, asta, și Frank Stella a pictat el mașina asta și asta iarăși o chestie specială pentru că primele mașini, având nevoie de un proces special, nu erau pictate de oamenii, de artiști. Artiștii creau un model și era un vopsitor la BMW, Walter Maurer, care făcea chestia asta. Asta mă gândesc, nu puteau să picteze. Au fost după aia. Ultimul pe listă, care a pictat tot un M1, Andy Warhol, a pictat el mașina. Și BMW a negociat vreo 2 ani cu el să facă chestia asta și a acceptat să vină în Germania Warhol, într-un hangar, să facă și un documentar despre cum se pictează mașina. Și nu există documentarul. De ce? L-a filmat Marius. Nu. Spun eu, da. Dacă îl filma Marius... Nu există niciodată. Nici nu știam. Nici nu vorbeam. N-avea sunet. Păi așa au pățit și ăștia. Că pe vremea aia, cu peliculă, cu camere de alea de... A pictat mașina în 28 de minute și ea n-a apucat să se instaleze cu camerele cât a pictat ăsta mașina. Da, știi cum? Adun 3 găleți. Roșu, verde și galben. Și 3 pensule. Jap, 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 jap! Gata. Așa a făcut. Arta. Asta a făcut. Și-a-i arta, da. Bine, Warhol are niște chestii foarte ciudate. Trebuie să stai să... Aștia sunt artiștii. Da. Da. Nu, cât e, mă, băi, cât e de vizul ăsta, mă? 10.000. Vai, stai ești tu din ele. Bine, m-am tăiat. A venit la Andy Warhol a venit la Tomescu să vopsească filmat de Marius. Cât vrei, mă, să faci asta? Dar fii atent, ți-am spus de Walter Maurer, care picta mașinile pentru artiști. Walter Maurer era acolo, în teorie, să-l asiste pe Warhol. Și toți erau mască, că ăsta a pictat. Există câteva cadre, au mai pus niște bucăți de caroserie pe mașină și le-a... Dacă o să cauți
Andy Warhol paints BMW M1, găsești cadrele astea. Cred că da. Chiar să caut. Sigur așa a făcut. 100%. Păi povestea e o întreagă nebunie, că el a zis că mașina este viteză și el dă niște linii în viteză. Artist, mă, da, are un concept în spate. El știi? Ce a vrut să spună da, autorul? Da, erau toți înlemniți. Marus cu camera, Fritz Marus, era înlemnit. S-a terminat, la revedere. Și asta era... Gata, era, s-a terminat. Nu, a zis, e mașina aia, poate și pe aia. Și a sărit Walter Maurer, aia e nouă meu BMW, nu te atingi de el, ciudatule! Ciudatule, bă! Nu, da. Aia am pus eu de la mine, nu te atingi de el. Da. Și așa a arătat Walter Maurer șansa să devină meleonar. Da, mă, dar artiștii, nu te pui cu artiștii. Da. Nu, nu Maurer nu l-a lăsat. A, Warhol vroia. A, că nu l-a lăsat să-și facă mașina și că... Nu te atingi de mașina mea nouă! Păi dacă mi se părea o prostie, da, și nu credea în ea și zicea că nu o să valoreze miliarde, că dacă credea în asta, îți dai seama, da, că... Ia, te rog! Ia scui pe dar nu s-a acolo gândit, ai zis mașina? Ia dică-te, mă, de găleata aia. E mașina mea nouă, e, da, prețioasă. Era nouă, îți dai seama. Sigur era nouă. Era ultimul model de atunci, de, da, ceva. Da. Mașina șefului. De ceva. Era... Ce era pe atunci? Medici și David. Ce luat tu? Da, Medici și David. Cum ți-ai luat Medici și David? Eu așa-i zic. Adică... M-a sunat Interceptor. Ok. Într-o seară. De fapt, nu, găsisem eu un... Nu, tu aveai planuri. Aveam aveai planuri. Planul, nu? Oarecum, nu îndrăzneam. Păi cum oarecum? Mi se părea că e o complicație. M-am preguntat la părinți ca să o iau. Adică păi nu, dar este, adică... E o greșeală, da? O greșeală frumoasă. Bă, viața și, nu facem mai... Îngăsise cineva un seria 5, prima generație, 520i. Și a arătat-o lui Interceptor că el, da, el e tot, da, rechin. Da. Așa. Și cum se pare, e 12. Bă, și are... Nu, tu nu ești modă, mă, asta e motor banal, trebuie ceva mai special. Și cât m-am căcăit, eu am ratat mașina aia. Și plac câteva săptămâni, eram, cred că, tot așa, în decembrie sau în ianuarie, anul trecut. Cuprins febra sărbătorilor. Da. Mă sună Interceptor. Știi cum e el? Șeremet, o să stric viața. Ești pregătit să stric viața? E viața, dar mă. I-a arătat, bă, e bună. Om avea drept. Da, bă. Da. Și ce dau, am găsit la un preț bun, o să fie bine. Bun. Ok, i-a zis, bă, tot amând, ori la balul la spital. Și așa a venit. Și ce faci cu ea? Acum stau cu ea în garaj pentru că a venit iarna. Ai garaj, asta e un lucru bun. Da, la birou. A, la birou, ok. E bine și e la birou. E pitită la birou acolo, cade-te încuială pe ea, că știi cum e la noi. Le-i dai pe ea judecată, le-i banii, vii să vopsim, să rămâi și ca și ca. Păi nu, că trebuie să o duc să o vopsesc. Păi vină cu ce să fac un preț. Am un... E bine, spun eu. Am un nenea care... Da. Cu o poveste faină. Nu veni la mine. Am auzit povești spuse de tine. Nu, am un nenea care acum este semi-pensionat și e specializat în mașini vechi și cât lucra în serviciul din Oradea, BMW vopsea pagode, dar le vopsește de plânci. Da. Și este genul ăla ca și Interceptor, nu, el nu face să se îmbogățe. El face că iubește mașinile. Se, da, supără dacă îl grăbești, dacă nu, trebuie să lăsăm stratul, da, două săptămâni. Are dreptate, să... da. Și iese, dar... Unele lucruri chiar necesită timp și nu merită. Nu le poți grăbi, dar na, în ziua și... de astăzi... Pe de altă parte, mă doare sufletul că o să o vopsesc, pentru că... Are vopsă original? Nu. Nu. Dar... Îi schimb culoarea? Nu păsa, nu. Dar nu păsa că e vopsea, știam că e crăpată, e așa. Ești ca un prieten de-al meu care și-a vopsit mașina recent și a zis, bă, până acum nu mă strângea mașina în oraș. Nu mă strângea deloc, da, mergeam, da, n-aveam, da, nicio grijă, da, acum, da, de când, da, am vopsit-o, parcă tot se urcă pe mine, parcă nu mai am loc, dar e o chestie. Eu stau la bloc, durează... ca tot românul, și am... Eu am o teorie, parcată în fața blocului. Am o teorie foarte simplă. Am o teorie foarte simplă. De lucrurile de care ți-e foarte drag, nu ai parte. Adică tot timpul orice lucru aveam de care aveam grijă, să nu cumva, Adidas și, ia uite ce mi-am luat, iubesc, puf, cădea scrumul, se întâmpla ceva, mă călca cineva, mașina, la fel, o spălam, deci eu cadetul, când îl aveam și mă duceam la spălătorie, aveam impresia că ăla dă cu jetul în canturi pe unde n-a putut vopsitorul să-și lefoiască bine ca să-mi sară mie vopseaua, știi? După aia nu mă duceam la spălătorie, spălam eu. Când o spălam eu la mine la garaj, vedeam toate defectele, că îți dai seama, aici a sărit, s-a ciobit, s-a tras, s-a făcut, îi luam pe aia, îi înjuram, făceam, treceam, până am zis, nu merită. Adică, nu merită la modul ăsta obsesiv. Merită să vrei să ai o mașină cu o singură culoare pe toate piesele, să fie și ea într-o, știi? Uh-huh. Într-o linie a ta, în funcție de cum ești tu ca om, că
foarte mulți oameni care sunt pasionați de mașini, dar au praful de două degete pe bord. Asta nu înseamnă că ei nu sunt pasionați de mașini, dar nu sunt pe partea asta cu interiorul sau nu interesează să funcționeze toate butoanele, interesează ca mașina tehnic să fie ok. Și atunci nu pun, știi, preț. Și nu are rost să pui preț, apoi eu nu vreau, mulțumesc. Dacă vreau, nu. Vreau la final, la final. Da, avem un culise aici, doamna care se ocupă de... Da, și de asta zic. Da, la început o să fii mai, un pic mai atent, păi nu, asta, dar o să uiți. Asta a fost mișto, că mașina nu era țiplă sau nu e țiplă, da, și nu m-am stresat, da, până acum, știi? Da. N-a plouat în ea, cu trapă, okay, mergea trapa, mergea motorul, frânele aproape că țin perfect, am și ABS. Alea-s consumabile, nu am descoperit... Nu știam să folosesc memoria în scaun, am intrat pe YouTube. Nici eu nu știu, la Toyota n-am descoperit, mai am. Adică n-am, încă n-am descoperit. La 10 noaptea mă duc să... Să văd dacă merge, mașină, da, 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 da. Chiar dacă merge, da. Și merge, am memorie în scaun, la mașină din 87. Și noi avem, dacă în momentul în care scoate încheia din contact, nu mai avem. Deci dacă sunt pasionat de Toyota care poate să ne ajute cu informația asta, noi n-am găsit-o în 2 ani. Dar în sfârșit, mă bucur că mașina are și că are toate funcțiile și așa. Ți-am spus, pe partea de vopsitorie și așa, de aranjat, mai importante sunt chedere, ornamente, lucruri de-astea de plastic care bănuiesc că sunt destul de greu de găsit pentru ea, probabil, că e și ea destul de veche acum. Se ține că așa asta, am început să mă uit pe site-uri, știi? Pe, după piese, așa, să văd ce mă așteaptă. Dacă... Și îmi dădeam seama, băi, era o listă cu... BMW nu mai vinde? Adică la tine la muncă nu te-ai interesat? Primele, la piese, bună ziua, piese. Mai aveți ceva? Nu, da, așa, ca să fac o idee. Știi, da? Că da? Mi-a zis tot Interceptor. eBay Kleinanzeige. Și RM, i-am notit. Da. Acolo intri. Da. Și am intrat, am început să caut și chestii, să văd cât costă, da, maneta. Da. Primul lucru, ce să... ce-ai căutat? Fițosul de mine. Da. Trusa de scule. Că nu e complet, ăsta am trusă frumos, că știi cum e la BMW, okay, de, da, cu doalea, cu doalea, din, cu doalea, bagi, da, pui. 400 bagi. De euro m-am liniștit, m-am zis, ce îmi trebuie mie, mă, o trusă, bă, de scurt. Bă, iau o trusă, da, de la Lidl, dacă nu, ce? Cum îi zice, cum îi se numesc alea. Și așa e, da, se numesc ele cumva. Și așa nu mă pricep, da, sunt foarte, da, neîndemânatic, n-am nevoie, m-am convins repede că n-am nevoie de trusă de scurt. Da, nu. Mi-am cumpărat eu niște, prima dată, da, de la BMW mi-am luat niște cabluri pentru reglajul scaunului. Pentru că am scaun electric, reglaje electrice și motoarele sunt sub scaun, am învățat și eu acum, și au niște cabluri de oțel cu capete pătrate care se rotesc și transmit mișcarea de rotație la componentele scaunului. Și astea în timp se comprimă, se strâng și nu mai funcționează. Trebuie schimbat. Au și ele o durată de viață. Și am cumpărat aceste cabluri și am început cu un coleg să în garaj, la birou, să desfacem mașina și să le schimbăm. Și le-ați schimbat? Nu pe toate. Ok. Dar acum mai trebuie la scaunul șoferului, merge și am și tetieră, frate. Ești electrică? Electrică, în 80. Și... Centură de aia ai? Nu. Da, era șmecherie și aia. Să vină... Șmecherie. Am văzut la, de curând, la frații Floieraru, dacă știi, nebun cu golf. Și cu Volkswagen, da, cu Volkswagen. Și am văzut un Corrado la un prieten de-al lor, de America. Cu centura aia care fai de cap. Da, tare. Asta, vezi, la mașinile în două uși, chiar ți-e greu la unele să ții centura din spate. Și americanul, ce zice, băi, banul vine la mine aici. Cine e șeful aici? Mie asta îmi place la când... parcă au mai multă personalitate când au niște mici nebuneli din astea, așa, imperfecte. Da, sunt imperfecte, da, corect. Nu zice trăznăi, nimeni că nu știu ce să le zic. Da, dar trebuie să știi de ele. Că dacă nu știi de ele, dacă n-ai pe cineva care să-ți povestească lucrurile și cum s-au întâmplat și de ce s-au întâmplat așa, tu crezi că l-a pus că așa a fost logic sau așa a fost nu știu, da, ce, știi? E și povestea din spate foarte ce? Mișto. Te învață să... Cum era povestea cu Audi pe care am distribuit-o pe Facebook, care era, iarăși, foarte tare. Păi, demențe. Da, lucruri pe care oamenii nu le știu. Cum au omologat ăștia, nu știu unde, tot așa, pe la italieni, niște lanci de grupa B, de raliu, de le-au mutat dintr-o hală într-alta, de-au făcut manevre și așa. Adică, peste tot. Știi? Da. Apropo de povești, mie asta, și acum, de exemplu, am luat o razna, am și niște articole, moment publicitar, în Top Gear despre asta, da. Despre începutul automobilului, ce haiducie era atunci, sunt două lucruri, cred că cele mai importante. Odată, în spatele fiecărui răhățel din industria auto,
este un om dement care și-a dat toată viața să facă chestia aia cumva și da, sunt din păcate, tone sunt de conexiuni. Care nu sunt, știi, și dement cel mai bine plătiți. Da, da. Dement în sensul bun. Da, poate da, să fie și da, foarte bogat și foarte... asta o dată. Și doi, sunt foarte multe legături între mărci. E atât de trist când văd oameni care spun există BMW și altele. Și restul, sau Mercedes și restul. Nu, nu cred. Sunt, băi, deci peste tot, iei un om de la... am descoperit, dacă vrei, na, oricum avem timp, poți să stau o jumătate de oră să povestesc, cum e conectat Ford cu Chrysler, cu Oldsmobile, cu GM, cu... Nu interesează pe nimeni jumătate început, de oră pentru mărcile Ford americane. Și GM, ăla deja a dormit, a leșinat și GM. Fiate. Da, sunt. Și asta e... și trei, mie mi se pare tot mai mult, cu cât citesc mai mult, cu atât mi se pare că toți oamenii ăștia din industrie, toți sunt... mai mult sau mai puțin în stilul lui Elon Musk, au așa o nebunie din aia. Singurul lucru care l-are Elon Musk față de restul este că are Twitter, internet, social media, e mult mai vizibil acum față de cum era, de exemplu, Enzo Ferrari în anii 50-60, când da, după ce a murit și fiul s-a pretras foarte mult. Nu știu cât de multe lume știe, apropo și de filmul ăla, Ford vs. Ferrari. Nu l-am văzut. Nu l-ai văzut? Este... colosal. Nu sunt pasionat. Nu, nu. Dă camera aia să se facă verde. Dă camera. A, când e roșu filmat. Chiar mă, și eu mă strâmbam tot. Verde, ce bine. Da. Nu l-am văzut. Fii atent. Asta. Și nu am văzut nici pe... nu am văzut nici pe Netflix serialul cu Formula 1. Nici nu am văzut pe ăla. Oh my God! Nici eu nu. Fucking... nu, măcar ăla cu James Hunt l-ai văzut. Da. Rush. Și ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut. Așa e și ăsta. Nu, adică... nu, n-am apucat să mă uit. Partea la Ford, nu, da, Ford versus Ferrari. Ford, gata, Ford, acum, în seara asta. Ăla e lung. În seara asta, e promit. E Hamilton care e vegan. Nu l-am văzut. Hamilton care e vegan, auzi? Nu cred că nu l-ai văzut. Nu. Calmează-te, Marius. Țineți-l pe Marius. Regia, vă rog, ține. A ieșit. Cum să nu vezi la cu Formula 1? E lung, frate, e lung. Și eu am... o să mă uit. O să mă... uite, uite-te la... și acum, cred. Băi, ne uităm, promite-i. Ne uităm amândoi. Ne uităm, Marius, amândoi. Da. Amândoi ne uităm în seara asta. Stăm până se termine. Ce trebuie să știe oamenii despre Ford versus Ferrari, filmul? Da, film. Poți să nu-ți pese de mașini, să nu-ți pese de curse, să nu-ți pese de nimic. Îți place. Este luată povestea și împachetată pentru Hollywood, în două ore. Ce însă, ce este foarte tare... este că ce-ți spune filmul, odată este mega simplificat, doi, sunt niște exagerări. Ca să fie film. Ca să fie, ca să transmită o poveste. În filme, actorii nu mor. Să nu luați. Nu, de adevărat, nu spun spoiler acolo, apropo de moarte, dar, pe de altă parte, dacă s-ar face un film cu, exact cu povestea, n-ar părea real deloc. Adică sunt niște chestii care s-au întâmplat în cursele alea. Tu l-ai văzut. Carroll Shelby a făcut... nu l-a făcut el, dar el a fost chemat Ford... povestea adevărată, știi, cu Ferrari... Ford s-a dus la Ferrari să cumpere Ferrari. Ferrari s-a folosit de el să se vadă că e cumpărător, să crească valoarea mărcii și a fost vândută după aia la Gianni Agnelli, la Fiat. Și Ford s-a enervat că s-a simțit... a fost dat afară destul de neprietenos. Și a zis, unde e Ferrari cel mai bun? Italianul Lema Scalzone. Lema, i-a arăt Lema. Și a făcut fără limită. Primii doi ani, nu, primul an jumate, Ford GT40 n-a terminat nicio cursă. Nici una. O, știi? Câte curse? O. Și l-au chemat pe Shelby. Acum, e ceva, Shelby... are multe lucruri colosale, dar, de exemplu, ce am descoperit și îmi pare fascinant... nu fiabilitate. Nu, el era ex-croc. Pe scurt, el vindea, făcea mașini tunate, da, făcea acele Shelby-uri, Cobra și da, Daytona, da, dar vindea mai multe mașini decât fabrica, combina oamenii, promitea. Dar omul fusese pilot, că a venit să facă proiectul ăsta, nu era întâmplător. Ferrari era... în ultimii ani era de nebătut la Le Mans, o singură dată fusese bătut de Aston Martin și în piloții Aston Martin la Le Mans care au câștigat era Carroll Shelby.
Și omul era atât de al dracu ca pilot, atunci avea dezinterie și era pe pastile. Și a câștigat cursa de 24 de ore la Le Mans. O altă poveste e că era Sebring 12 ore, avea mâna ruptă și au legat-o de volan să meargă și a câștigat Sebring 12 ore. Da. Și ăla era omul, știi? Da, după care toate îți povestește Ford versus Ferrari din perspectiva Ford, dar nu spune nimic de ce se întâmpla la Ferrari și toată nebunia de acolo. Adică am un lapsus spre... Da, se mai întâmplă, știu. Cunosc. Adică, cunosc pilotul numărul 1 Ferrari la vremea aia, care a fost și campion de MotoGP sau campion de moto, că nu știu dacă era MotoGP în anii 60. Era, pe așa, singurul. Da. Fuck, am un lapsus. Un englez. MotoGP? Da. Nu cred, mă, frate. Atunci da? Era campion de MotoGP. În 65, omul primise semi-permisiunea, așa, să meargă cu, nu mai știu ce, monopost în afara. Pe atunci piloții mergeau cu tot ce prindeau, că nu, ei nu câștigau foarte mulți bani din astea și băgau. Și era și fan, știi? Și a cedat o roată sau ceva de genul ăsta, s-a făcut muci în mașină, dar cât de muci? I-a intrat un picior în corp, vreo 10 centimetri, dacă mi-aduc eu bine aminte. Asta era în toamnă. În primăvară, el testa monopostul Ferrari care urma să meargă la Le Mans și îl urcau cu macaraua în mașină, că nu putea să urce, și stabila record după record pe Monza, a urcat cu macaraua. Ăla era nivelul de demență. Iar... Da, de conservare, de rău. Ei, zero. Mergem cât se poate. Eu și le ieșea, adică aveau și norocul că le și ieșea. Ferrari, asta e iarăși o chestie colosală, a avut un șir, a avut o campanie puternică de recrutare, s-a schimbat toată echipa, piloți noi, vreo 5-6 piloți noi să meargă peste tot, în vreo 5, nu, mi se pare în 7 ani au murit toți, piloții principali Ferrari. Și mureau destul de des. Aveau COVID. Da. Aveau COVID. Și unul singur n-a murit în curse, a murit pe șosea într-un accident cu mașina. Adică, bicicletă acum, da. Bății băiatul ăla de la MotoGP. Da, se întâmplă și asta. Asta era Ferrari. După care a fost, este colosală, în 66 a câștigat Ford, în 65 a fost ultima victorie al Ferrari. Dar cum a fost? Venise Ford cu vreo 6-8 Ford GT și Ferrari avea prototipul. Și avea și o mașină, apropo, asta e o chestie foarte ciudată, apropo, marketing. Ford GT nu era o mașină de GT, clasa GT era mai jos. De-a zis GT să pară mai aproape de public și era asta, mașina de pe Ford GT, motorul de pe Ford GT, l-ai și tu pe Mustang, dacă vrei. Știi? La clasa GT, Ferrari a avut 250 GTO, pe care Enzo, de fericire, că i-a zis GTO, Gran Turismo omologat, tot așa, probabil, mașini, nu toate, dar erau, trebuia să fabrici nu știu câte, dar nu erau și așa mai departe. Și după 250 GTO a făcut succesorul, sper să nu greșesc, 275? A făcut Ferrari 207. Și, da, și a zis, e aceeași mașină, dar puțin modificată. Dar nu mai era motor față, era motor central, nu mai era nimic. Și a zis, boss, de câte ori? Și nu am omologat-o la GT, am omologat-o la prototipuri. Și aia era o mașină, o mână moartă cumva, adică că nu-l interesa. Nu era construită pentru nivelul ăla, știi? Dar ca să aibă niște mașini încă acolo, a băgat-o și pe asta în cursă. Au abandonat toate Fordurile, au abandonat toate prototipurile Ferrari și a rămas asta. Mai era... la bătaie cu încă un echipaj, era un american foarte bătrân, destul de bătrân, Mason Gregory, despre care Carroll Shelby zicea că are ochelari cu funduri de Coca-Cola. La ei era cu fund, nu, da, de sifon. What is sifon? Da? Și Johan Rindt, un pilot foarte tânăr, era la a doua participare la Le Mans. El era cu Formula 1, nu-i plăcea cu 24 de ore, îi spărea o prostie. Și ei s-au dus așa, hai să, n-am nicio șansă, mergem și noi. Și o legendă e, îi dăm tare în mașină că rupe motorul și termină mai repede. Sunt legende că nu, Johan Rindt era atât de implicat în cursă că la o schimbare de pilot nu l-au găsit și au stat să-l caute. Și cu unde eram până?
o legendă e că s-a dus la Paris la o petrecere. Voia să plece și alte legende e că voia să plece, dar erau tirurile de la mașină de asistență și n-a putut să scoată mașina. Sunt multe povești. Mai e altă poveste că Mason Gregory cu Coca-Cola nu vedea, nu diclea noaptea și nu l-au găsit pe Johann Rindt și au băgat pe Shestake alt pilot. Cred, pe care nu l-au declarat, pentru că dacă îl declarau oficial, îl schimbau pe Rindt și Rindt nu mai avea voie să întoarcă în mașină. Și pe final, după 20 ceva de ore, ăștia s-au trezit că ei conduc. Și altă poveste colosală, la Le Mans sponsor era Dunlop. Și ei conduceau cu Goodyear anvelope. Și a venit și pe locul 2 era un Ferrari cu Dunlop. Și a venit Dunlop la Enzo Ferrari. Opriți-i pe aia, că ne faceți de râs, să nu câștigi aia. Și nu s-a oprit nici așa. Și așa au câștigat ei ultima oară. Nimeni nu se aștepta să câștige și toată lumea credea, băi, un accident, o să preveni la niște chestii mai normale. A fost ultima victorie Ferrari. Dar a fost atât de neinteresantă toată treaba asta, încât toată lumea a uitat de mașină și muzeul Indianapolis, mi se pare, la vreo 20 de ani, 30 de ani, s-au gândit, stai bă, că noi avem mașina aia, e ultima, ultimul Ferrari care a câștigat la Le Mans. Nimeni nu i-a păsat. După care a venit, este povestea din film, și acolo e aproape adevărată, dar în film, una dintre chestii... Oricum, după ce termin de povestit, trebuie să băgăm de la cuștii. Cu numele și... Da, asta nu e în film. E povestea filmului. Ok, e povestea filmului. După care Ferrari și-a luat-o într-un final de la Ford și ce a făcut Ferrari? Care este următoarea cursă? Daytona, în Statele Unite. Ne-au bătut în Europa, mergem peste ei în Statele Unite. Și-au făcut echipă din nou, au făcut venit cu un nou model. Ferrari 1, 2, 3 la Le Mans. Ford, pardon, 1, 2, 3 la Le Mans, Ferrari la Daytona, 1, 2, 3. Ford la Le Mans s-au așteptat și au trecut în Pluton, Ferrari la Daytona, 1, 2, 3 în Pluton, în față, au mers câteva ture în Pluton ca să-i o tragă lui Ford. Asta nu mai e în film. După care, în 66, Le Mans, Ford avea o problemă în dezvoltarea mașinii, cu prototipul care a explodat, dar nu spunem. Avea o problemă în dezvoltarea mașinii. Dar nu se știe. Da, nu se știe, nu se da. Știe. Și au venit foarte târziu cu mașina, nu mai erau competitivi. Și au venit cu mașina asta la, la curse, au venit la Le Mans și a fost o bătaie foarte mare între Ford și Ferrari, dar cum? Pe primul loc, foarte repede, s-a dus un echipaj Ford cu americani. AJ Foyt, care nu mai fusese niciodată și asta e o legendă în state cu Indy, cu NASCAR, cu demențele lor, și Dan Gurney, care a fost și un pilot foarte șmecher de Formula 1 și a fost singurul care a câștigat Formula 1 cu o mașină dezvoltată de el, dacă nu mă înșel, sper să nu spun. Ciclovan știe sigur, da. Că dacă zic, în fin. Și ăștia erau pe primul loc și era un Ferrari, pilota Mike Parks, un englezoi care a făcut Lancia Delta Integrale. Eu spun toate chestiile astea ca să impresionez lumea, da, știi? Normal, știu. Și chemăm fiate, oară. Da. Era Ford cu 4 ture înainte, în față. Ferrari trăgea să recupereze. Dan Gurney pilota, 4 ture în față, 2 noaptea. Mike Parks cu Ferrari în spate, disperat să recupereze alea 4 ture. A ajuns în spatele lui și a început să-i dea flash-uri. Știi că se face asta la să-l atenționez. Dar ce a făcut Parks în Ferrari? Nu-l depășea. Stătea și flash-uri, o tură, două, ca să-l, la două noapte, oboseală, stres, numai flash-uri. În speranța că ăla face un accident. Îți dai seama ce demență. Și nu era cursa... Era o strategie? Nu era adâncata locul 12 și 11 între Dacile Logan. Era Le Mans, locul 1 și locul 2. Ce a făcut Dan Gurney? A tras pe dreapta. Boss, ai o problemă? Hai să vedem. Ăsta în transă a oprit în spatele lui. Și că au stat câteva secunde, 10 secunde mașină în iarbă, nemișcate. Și după aia a plecat Gurney și Parks a plecat și s-a calmat instantaneu, n-a mai făcut nimic, nu a mai recuperat și a câștigat. După aia cursa n-a mai avut istoric. Și aia a liniștit. Da. Stai. Băi,
Tu îți dai seama? Stai că... Stai că vreau să mai zic... Și încă o dată, nu e adânca ta o cursă județeană, Lema? Și pentru aia că era fost... adâncat, adică îți dai seama că nu interesa. Da, nu și interesa. Aia a fost și prima cursă în care s-a stropit cu șampanie. Dan Gurney a stropit cu șampanie Moe Chandon, dacă vrea cineva să refacă asta la adâncata, la uite, la Moto RC, Moe Chandon se folosea, că era din regiune de acolo. E scumpă, oare? Nu știu. Nu cred. Eu nu merg. Poate atunci nu era, dar acum sigur e. De atunci nu era scumpă, dar acum sigur e. După care, în 67, a început Porsche să se miște. Și la Porsche era omul meu, Jochen Erp, acela cu BMW M1. Care el a fost pilot Porsche de uzină. Și Porsche mergea, au început la Daytona. Ce a făcut Porsche ca să-și arate că ei sunt acum pe poziții? Locul 1, 2 și 3, Pluton. Exact, păi era o tradiție, genul. Un moment dat devenise o tradiție. După aia, de la chestia asta, mi se pare că au zis stop. Nu mai faceți. Devenea periculos. Să mergi mai încet decât ritmul de cursă. Era... Nerpa cel meu a câștigat la Daytona, a ieșit pe locul 2 la Sebring și la Le Mans era bătaie mare, trebuiau să câștige Porsche ca să câștige campionatul. Erau în 67, au fost niște mișcări de stradă în Franța, proteste, s-a amânat Le Mans din iunie cu COVID. s-a amânat Le Mans din iunie, iulie în septembrie. Ce înseamnă, de ce e important asta? Pentru că septembrie înseamnă nopți mai scurte și ploaie. Toate Porsche-le au avut probleme cu alternatorul, în afară de mașina lui Nerpaci, nu mai știu, cu Strommel, nu mai știu. Nerpaci cu încă cineva, ei n-au abandonat. Dar, fără alternator, ca să nu rămână fără baterie, au mers noaptea, fără lumini, doar cu poziții și fără ștergătoare, cu pat, m-am verificat, a fost 4 ore de ploaie. Și au mers la Le Mans, unde cred că viteza maximă era 300 de km la oră pe linia dreaptă, era bine pentru ploaie, că nu mai aveau probleme, și fără lumini, și au terminat pe 3. Altă, iar... Să fac alternatorii. Da, mi se pare că... Deci cum ai făcut? Ai drept să început Ferrari Porsche? Porsche, da. care a fost BMW. Păi n-ai cum, dacă l-urmăreai, vedeai. Da. Există, totul e legat, e o conspirație. Da, totul e o conspirație. Și ăia sunt o gașcă de 10 oameni. Ăia sunt 10 oameni, frate, toți. La BMW și la... Și se învârtă pe acolo, ia o pe aia, două pe aia, vopsește-o pe aia, ia mă aruncă cu pensul la pe aia. Haide, uite. Dai seama peste 45 de ani când o să vopsească și remetă treaba asta. Bine, știi ce e periculos? Că încep să le amestec. Și oricum ei sunt amestecați. E Merlo's Place. E Merlo's Place. Frate, deci, da, frate. Bine, adică ăsta este omul care a creat BMW Motorsport, o groază de povești, a creat școala de pilotaj al lui Silviu Toma, el a gândit-o și a făcut-o. Da, bravo, da. Și el era pilot 5 ani mai înainte, Porsche de uzină. Dacă BMW nu... nu se dădea BMW atunci, nu? Nu s-a dat niciodată la prototipuri, cum ar veni. Sau, de ce dădea... s-așa zgârciți? Că nu par. Sunt conservatori. Banii. Da. Îi conservează. Da. Și în 69 și în 70 a câștigat mașina Ford-ul cu aceeași serie de șasiu. Dar cu modificări. Dar era aceeași mașină, a câștigat în 69 și 70. Și ce este, apropo, că vorbim de băiețeală și... șmechereală. Da. Era o chestie foarte periculoasă la Lema. Și este povestea... Asta și în 66, că nu... cum îl cheamă pe eroul principal din pilotul? Nu știe, nu s-a uitat la film. Ken Miles. În 66, Ken Miles la Le Mans s-a urcat în mașină și după o tură s-a întors la pituri. Avea o problemă, nu se închidea ușa. Ce nu e în film, știi de ce nu se închidea ușa? Pentru că ei porneau din afara mașinii alergând spre mașină. Și când s-a urcat, a sărit în mașină, a dat cu capul de rama ușii și a îndoit-o. În halul ăla era de disperare, știi? Și ce era foarte periculos la startul ăsta alergat spre mașină era că oamenii nu mai stăteau să-și pună centura. Iar centura o pun pe linia dreaptă sau la prima oprire. Asta însemna că mergeau o parte din drum foarte, foarte expuși.
Și în 70, GKX vrea să protesteze împotriva. Adică exista ideea asta, băi, ajunseseră la niște chestii de-astea, murea unul pe lună dintre prietenii lor, știi? Eu, Jackie Stewart, are o carte genială despre el și spune, a fost un an în care în fiecare an, în fiecare lună, murea un prieten în Formula 1. Adică, îți dai seama care e șansa să te urci în mașina aia știind că acum o lună a murit unul, acum o lună a murit în halul ăla, știi? Și Jackie X a zis, eu vreau să protestez. Cum a protestat? A fost singurul pilot care nu a alergat spre mașina a mers. Și există filmarea, dacă o să cauți, este un dement care merge încet, pe ultimele 3 metri nici el nu rezistă, aleargă și el pleacă ultimul, cu o, în primul tur, un Porsche 917 privat are accident și ăla moare, cel mai probabil pentru că nu și-a pus centura. În ultima oră a fost bătaie între un Porsche 908, dacă nu mă înșel, și Ford GT, Jackie X și Hans Herrmann erau, cred, piloții. Acum sunt nume inventate, în afară de Jackie X. Ăștia se băteau și au mers. A fost în momentul ăla cea mai strânsă victorie de până atunci. A fost ceva de genul, Porsche era mai rapid, Ford avea frâne mai bune. Și asta l-a ajutat pe Jackie X, a forțat și a câștigat la secunde. Și după chestia asta s-a oprit startul alergat. Mi se pare una dintre cele mai geniale proteste. Cu startul și cu furatul și cu poziția și cu, știi, nevoia asta de ce vorbeam noi să fie mașinile stoc și că nu se pot stăpâni și așa. Era și în Formula 1 când au apărut starturile la semafor. Aveau un pattern startul, știi? Și unii l-au descoperit. La lumini. Da. Și transmit. Teau cu, nu știu, 10 milisecunde înainte un țiuit în casca șoferului. Ca ăla, știi? Pac, pleca și avea start perfect. Timp de reacție perfect. Și ăștia de la Formula 1 și-au dat seama. Și-au zis, bă, nu se poate. Să ai tot timpul timp de reacție așa. Și-au schimbat formula de start. Au schimbat timpul ăla, înțelegi? Și au zis, schimbăm, dar nu zicem la nimeni. Ca să vedem cine fură. Și e pe YouTube filmarea când pleacă primele 6 mașini. Era roșu, dar i-au plecat. Înțelegi, au plecat, s-au oprit, stăteau, nu știu ce să facă. Deci primii 6, puf. Furau la chestia asta, da? Na, asta e o chestie mișto permise, în motorsport, că există nebunia asta. Da, da. Fac oamenii tot felul. Red Bull avea un oarii pe față de Formula 1 care era conceput în așa fel încât la viteze mai mari cobora automat. Din construcția ei de carbon, okay. Știi? Pentru că aerodinamica presiunea o împingea nu știu cum, știi? Și era o regulă care n-aveai voie mai aproape de 6 mm sau așa, de ei mergeau mai jos și câștigau, dar pentru că aerodinamica, adică nu le-a interzis cumva, dar aveau filmări on board și se vedea aripa, știi? Bzz, 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 în continuu, știi? Tot felul de știi astea, cu, dar, na, despre asta e vorba. Fancarul din Formula 1, al lui Gordon Murray, care a lucrat și cu BMW, ajunge și la BMW după aia, dacă vreți. Tot, din Formula 1 și la un moment dat, la sfârșit, vom vorbi despre steluța de pe anvelopele. Da? Fii atent. Asta pentru Marius. Cred că era 76. Colin Chapman de la Lotus a descoperit efectul ăla de downforce. Când am trece aerul mai repede pe dedesubt și mai greu pe de... Mașina e subtă de... Da. Poți să mergi pe tavanul unui tunel, vezi, doamne. Și Gordon Murray a venit next level, pun un ventilator care să sugă aerul de sub mașină și atunci o trage, dar eu n-aveam voie, regula de pe atunci era în 76, că n-am voie aerodinamică mobilă sau aerodinamica mobilă, rolul de aerodinamică trebuie să fie sub 50% din funcțiile pe care le deplinește. Și l-a făcut un ventilator de răcire care, by the way, făcea și chestia asta. Da. Și în 76, când a lansat mașina, a lansat-o, nimeni nu știa. Știa, a apărut și au dat seama, băi, trebuie să ținem asta până în ultimul moment. Ca să nu facă și alții. Să nu-și dea seama ce li se întâmplă. Da, știi? Da, da, da. Și cum apărăm noi cu o mașină cu dită mai ventilatorul în cur? Apropo, McLaren F1, care are motor BMW... Știe toată lumea asta, da? Se știe. Se știe că totul și... în lumea asta e de BMW făcut. Da. Totul. Și cel mai bun. Și 2GZ și McLaren F1 și... Deci astea sunt toate o prăjitură. Da? Deci toate cele mai bune lucruri din lumea asta sunt făcute. Cireașa?
A fost și un român pe acolo. Da, știi ce zic, a fost și un român pe acolo. Așa. Trebuie să facem ceva, să acoperim, nu, da. Că avem ventilator, venim cu o mașină de Formula 1 cu ventilator în cur. Bun. Dar să nu, până în ultima clipă, până la startul, să nu știe nimeni de asta. Da. Am uitat să-l acoperim. Repede, boss, băieți, găsiți ceva. Și știi cu ce l-au acoperit? Cu un capac de tomberon, despre care Gordon Murray spune, it went click. Bum! Și există poze, au pus 3 sticăre Danone pe el, erau sponsor, l-au dat jos. Și Niki Lauda era pilot și nu mai știu, încă cineva, și au zis, băieți, nu ne faceți de căcat, mașina să fie mult mai rapidă, era atât de rapidă că nu ne... fiind efectul ăsta de downforce, cu cât era mai rapid în viraje, cu atât era mai stabilă, mai știi? Stabilă, și era o plană. Mergeți încet, că o să avem probleme, ies discuții, nu faceți calificări. Dacă sunt prea mari, diferențele și o să-și dea seama calificări. Că nu e vorba doar de răcire. Da, nu, oricum era evident, dar ca să nu existe scandal, știi? Mergeți și voi mai încet la calificări și nu au putut să-i potolească, iar pe Niki Lauda l-au trimis cu rezervorul plin. Să meargă mai încet. Ia de aici. Și-a terminat pe doi calificările și-au câștigat așa, detașat, și mega scandal. Și nu mai știu, mi se pare că chiar Colin Chapman s-a plâns că e periculos ventilatorul care aruncă pietricele. Și de fapt, au zis, băi, era tensiunea atât de mare și scandalul atât de mare, încât asociația constructorilor vrea să se desfacă. Ok, gata. Am arătat că putem și ne-am oprit. Și tot Gordon Murray a inventat pit stop-ul modern pe vremea când era la Brabham cu motor de BMW. BMW. Marus. Totul este BMW. Totul e BMW. Totul se reduce la BMW. În 82 și tot aceeași poveste. S-au gândit ei, băi, dacă eu fac pit stop, am roți proaspete, pot să fiu cu o secundă mai rapid, în același timp, dacă și realimentez, am mașina mai ușoară și mai câștig și acolo, deci, ca totul să iasă bine, trebuie să am ceva, mi se pare, 28 de secunde schimbul ăsta. Și, dintr-o dată, nu exista. Până atunci, la Formula 1, mai erau niște pit stop-uri din astea în anii, cred că în anii 30, 40, cred că poate și 50. Dar pit stop modern de ăsta cu schimbă, nu exista ideea asta. Dacă te opreai la pit stop, era nasol. Aveai probleme și nu mai aveai nicio șansă de victorie. S-au gândit, băi, strategic putem să o întoarcem. Și au venit într-o dată cu tot, cu... elevatoare cu cricuri din alea pneumatice, cu toate alea, mecanici îmbrăcați cap-coadă, cu un sistem de alimentare, nu mai știu câte povesteau, zeci de litri pe secundă, băgau mașină, toate astea așa, dintr-o dată. Și erau foarte competitivi, dar mașina nu era fiabilă, BMW. Ea e mișto. Da, nu era fiabilă și nu le-a ieșit, dar în 83 au câștigat campionatul în fața lui Renault, mult mai bine finanțat, dar foarte mult i-a ajutat chestia asta cu pit stop-ul. Da, eu sper cum zic că și acum în Formula 1 poate să vină chestii noi, știi? Poate să vină chestii noi, să se întâmple chestii. Nu știu, Maru să ne spună cum vin la chestii la noi. Da, se schimbă mașina în sfârșit. Da, care, da, am văzut și eu. Ce mi se pare... E mașina mai rapidă în aer murdar. Te uiți la Formula 1, asta vreau să întreb. Nu. Nu te uiți. Nu. Bă, nici eu nu mă uitam. Dar să știi că de la ultimele 4-5 curse mă uit și nu mai adorm la ea. Adică, jur. Am văzut că, chiar că finalul că, de sezon a fost colosat. Asta cu Hamilton și cu Verstappen foarte mediatizată și așa, dar eu îți spun, la ultima cursă m-am uitat așa cu nervi. Băi, cu toate că nu țineam nici cu Hamilton, nici cu Verstappen, m-am uitat așa cu un bătea inima, ești nebun, zic, băi, ești prost, ia uite, ce fac ăștia aici, știi? Da. Adică, bravo. Uitați-vă la documentarul. Da, mă, ne uităm la documentar, ne uităm. Pentru că este pe fiecare sezon și sunt fix lucruri care se discută la telefon în spatele cursului. Da. Dacă nu ne uităm, o să ne facă cu ce am făcut noi cu steluța, o să ne facă cu documentarul, ești nebun. Nu mai e becul aprins la... Mâine vă dau aici. Mâine vă dau aici. Peste tot camere, toate tuțele alea. El încearcă să ne zic că nu mai avem parte. Apropo de asta, mie mi se pare că Netflix... mi se pare că Netflix a făcut a relansat Formula 1 dintr-o dată. Da. Au zis și filmează povestea. Și pentru ăsta. Da, adică am uit în cursă. Da, nu? Da. Se va întâmpla și în MotoGP, dar nu pe Netflix, pe Amazon. Dar cred că ești cu MotoGP, să știi o chestie pe Netflix, nu? Sunt niște documentare pe Netflix despre MotoGP. Poți să-mi iei și eu asta un pic acum la sfârșit?
Am face stilul Formula 1 și să vedeți după primul sezon. Da, mă, o să mă uit. Da, e foarte tare. Da, e foarte tare documentarul, da. Da, e tare. Sunt fel convins că e tare. O să fie și în MotoGP în același stil. Și acum mulți au revenit la Formula 1 din cauza Netflix. Da. Eu nu m-am uitat pe Netflix, pur și simplu s-a întâmplat să fiu acasă la orele în care Formula 1 se difuza și neavând altceva ce să văd la televizor, am ales totuși plictisitoarea, știi? Formula 1 care n-a mai fost plictisitoare, care într-adevăr mi-e puțin complicată cu regulile, n-am înțeles de ce acum Hamilton a intrat la boxe, ăla a intrat în cursă de 7 ori, mă, să moară, mă, la boxe, nu de 7, da. Vorba aia, de 3 ori, de 3 ori ăsta n-a intrat. Da. Hai Marius. Ăsta n-a intrat și până la urmă, na, am în față și dacă am înțeles. Boxe, îl depășea celălalt. Niște reguli stupide din punctul meu de vedere. Da, niște reguli stupide, niște reguli stupide care probabil favorizează fanul, știi, ca ăla din spate să aibă voie și ăla din față nu, dar ăștia schimbă acum mașinile cu roțile, cu nu știu ce, cu caroseria, cu aerodinamica, cu bla bla bla, ca mașina care merge în spate să poată să fie mai stabilă în aerul murdar, pentru că ei spun că mașina care merge în spate pierde foarte mult din stabilitate și atunci ăla nu poate să fie mai rapid. Acum ei spun că mașinile care merg în spate sunt mult mai rapid, adică știi, slipstreaming-ul în Formula 1 nu prea funcționa. Gen. Asta era frumusețea, de-aia au făcut DRS. Pentru că s-a stricat chestia asta de aerodinamică. Da. Că înainte, așa, cică, înainte asta era. Da. Acum era aerodinamica mai simplă. Și că acum asta se întâmplă cu noile mașini, că și-au schimbat și roțile, adică nu mai merg cu 15, merg cu 18 sau 19. Schimbă puțin din aerodinamică și mașina din spate care merge în aerul murdar e mai rapidă decât mașina care merge în aerul curat. Nu mai eu am o problemă. Sper să mai fie ridicat așa, de spate, dar asta e altă discuție. Dar recunosc că sunt arogant, aici nu am mai urmărit, dar m-am îndepărtat chestia sunetul? Asta, nu, piloții. M-am îndepărtat. A, că nu sau, mai sunt. Aia, da, astea sunt generațiile, adică, uite, până la urmă. Poate sunt. Uite-te pe Netflix. O să ne uităm pe Netflix. Da, ne uităm pe Netflix, dar generațiile... Sper că și Netflix să plătească acest podcast. Da, ai seama că Netflix dă minim 2-3 mii aici. Da, nu, oricum, nu ca BMW, vă mulțumim pe această cale. Păi nu, BMW a zis că nu plătește, România, ca să fim sinceri. Ah, am uitat. Am crezut că luăm 10 mii ăla, era vorbit. Da. Da, nu. Nu e cazul. Uite, ca să ne... Ai plătit vreodată vreun influencer mai mult decât ai stabilit? Că noi aveam o discuție și am zis, bă, tot timpul ăștia care trebuie să ne plătească, tot timpul înțeleg mai puțin, niciodată mai mult. Băi, poți să spun așa, eu nu plătesc influencerii, da, sau nu plătesc, dar... Nu, adică nu neapărat să facă un review, poate e o campanie. Eu sunt disperat. Ești disperat? Da. Nu pare. Că am proiectele mele și eu sunt la nivelul că eu caut sponsor pentru proiectele mele. Ah. Gen Mimi, știi? Da. Și mi s-a întâmplat să... primesc mai puțin bani decât mi s-a promis la Mimi. S-a întâmplat. Dar a uitat? Adică a fost ca scuză că a uitat? Sau s-au tăiat bugetele. S-au tăiat bugetele. Aia da. Ce să faci? Ups. Upsi. Daisy. Atât ți-a putut. Atât ți-a putut. Zi mersi, că puteți nu primești nimic. Întotdeauna. Ca alții. Nu primești nimic. Da, da, zi-mi părerea ta. Acum la sfârșit, gata, închem. Nu, mai vreau să spun. Zi. Mai pot să spun de Ford? Spune-mă ce vrei. Uite, spune ce că am citit de... Da, a, o oră jumate? Nu. Gata, hai, știți atât. Ce ai făcut? Ce ți-a trecut? Ne aflăm în anul 1893. Ok, și ce făceam noi în 1893? Tăteam degeaba de cum se face. În 1893, legenda spune, după aia am aflat că, de fapt, toată chestia asta e cu titlul de legendă, pentru că Ford și-a controlat foarte bine imaginea și... Și asta e o poveste separată de ce și-a controlat-o și și-a... Așa. Dar da. Povestea frumoasă a lui Ford e așa, că în 1893, cu nevastă sa, el era inginer la Edison Electric, Edison Illuminating Company da. Din Detroit, cu banii pe care îl câștiga acolo și cu ajutorul lui nevastă sa, s-a apucat să facă un motor cu ardere internă, ceea ce la vremea aia era wow. Și pe 20, că ne aflăm așa de sezon, da. Pe 24 decembrie 1893, legenda construită de Ford spune că a pornit pentru prima dată motorul în ghivetă, în chiuvetă, la bucătărie, cu nevasta turnând benzină, care benzina la vremea aia, de unde lua benzină dacă nu erau motoare, știi cum e întrebarea? E. Era produs de curățat, de scos pete, ea turna benzină și motorul era alimentat de la becul din bucătărie cu curent.
Și așa a pornit prima dată motorul de chiuvete de bucătărie, chiar așa se numește, l-a reconstruit. Dacă cauți pe Kitchen Sink Engine, Ford îl găsești. S-a apucat să construiască mașina în 1896. Charles King a avut primul care a avut o mașină pe străzi. Până atunci nu erau mașini. Erau poate câteva mașini importate din... așa e o poveste faină. Nemții au făcut primele mașini, da? Benz Patent Wagen. Dar nu... fii atent! Da. Bă, taci-o! Otto, mai nu zici noi acasă. Otto a făcut motorul cu patru, în patru timp. La el a lucrat Daimler cu Maybach. S-au certat că Otto nu mai vroia să evolueze. Iar la Daimler a venit Max Fritz. Max Fritz, un inginer neamț, s-a certat cu Daimler că nu îi vedea viziunea și s-a dus la BMW și a făcut primele motoare BMW. Deci am ajuns și aici. Dar altceva, Benz a făcut primele mașini, Daimler făcea motoare în special, nu făcea mașini. Prima mașină cu motor Daimler a fost un Panhard, mașină franțuzească, dezvoltată, stai jos, de Peugeot. Eu ți-am zis, bă, că să ia 7 toți împreună. Toți. Se vedeau ceasurile de bord. Francezii făceau mașini pe vremea aia, de fapt. Ei au făcut primele curse și mașine veneau în state din, mai mult dinspre Franța. Vezi, mă, Dacia, dar în Detroit, da. Dacia, tati. Vezi cum e România pe verde cu COVID-ul? Na, să pomenești. Na, mă, na. Dacia. În Detroit. Totul se reduce la Dacia, de fapt, la BMW. În Detroit, fii atent, era băiatul ăsta a mers primul, i-a luat fața câteva luni înainte lui Ford. Ford, în schimb, a fost bine că nu, ăla s-a uitat presa, vâlvă, Ford mai în anonimat cu mașina, dar a fost bine că a fost în anonimat. De ce? Din două motive. Unu, omul și-a construit mașina în hambarul de cărbuni de la bloc, de la casa unde locuia, și când a avut mașina gata și-a dat seama că nu mai este din hambar și a dărâmat hambarul. Și a doua chestie nu foarte de bun auguri, s-a stricat mașina în față la Cadillac, hotelul Cadillac de data asta, că nu exista firma Cadillac. Ajungem și la Cadillac imediat. Șeful de la hotel, ce e asta? Mă, Ford? Nu, ce vreau și eu, mă, 100.000 de bucăți să se numească Cadillac. Nu? Nu? Aproape. Deci, după banii ăștia, a vândut mașina, a mai făcut una, a vândut-o și pe aia, a găsit finanțatori, a făcut prima fabrică în 1899, Detroit buni, Automobile Company. Îți dai seama ce oameni buni. Să faci tu asta în sărăcia aia, să inventezi. Păi, era, și fii atent, în vremea respectivă era scandal cu mașinile, că sperie animalele. Și lumea, adică nu ai niciodată o mașină din... 5G-ul, frate. Da, exact. Era 5G. Exact. Era... și am mai aflat asta din două surse complet diferite și tind să-i dau crezare. Exista ideea asta să se facă o lege. Ce faci dacă te întâlnești cu o mașină? Ce face șoferul dacă se întâlnească cu o căruță pe drum și se sperie căruța? Și una dintre idei era să demonteze mașina, să o pitească ca să poată calul să nu se sperie. În America erau asociația fermierilor împotriva mașinilor. Bă, în America... Da, asta era. Doamne. Nu existau mașini în perioada. Da, normal. Adică erau normal, câte normal. Mașini? 3, știi? Da, și ăla cu e mic copil față ăla de cu mașini. Cântărețul. Câte da, mașini? 3. Da, atât. Da. Și fii atent. 1899, a făcut prima Detroit Automobile Company. A făcut niște camioane, s-a certat cu acționarii, nu i-a ieșit treaba. A dat faliment. Ce face Ford ca să-și salveze imaginea? Merge la curse. Și era o singură, cred că cea mai mare cursă din vremea aia pe un hipodrom. A construit o mașină nouă, cred că era de 2 cilindri și 9 litri și vreo 5, nu mai știu, mergea cu... 9 litri. Da. Erau 3 mașini, cine ești pe 4? Nu se premia, mă, pe da? Vremea aia se premia doar un singur câștigător, vorba aia, nu știu, da, cei doi pierzători. S-a bătut cu Alexander Winton, care și el era cel mai în vogă producător de automobile în vremea respectivă, și Winton a avut șansa să-l angajeze pe Ford, dar nu l-a angajat. Și s-a bătut cu el în cursă, Ford a câștigat. Și știi cum se spune? Win on Sunday, sell on Monday. Ăsta a fost win on Sunday, build a company on Monday, că a câștigat în octombrie, în noiembrie a făcut o companie nouă. Dar și-a dat seama Ford de potențialul reclamelor.
și el a potențialul promovării prin motorsport. Da, și el vrea să facă motorsport. Ăștia nu, tu stai să faci fabrică. Păi, fac, dar stai nu, vezi treaba mea. Și a adus și alt inginer, Henry Leland, să uite ce face Ford în fabrică. Asta s-a enervat, a plecat, a făcut o înțelegere și a păstrat numele, că firma aia se numea Henry Ford Company sau ceva de genul ăsta. A plecat cu $800 și cu dreptul să-și folosească cu numele. Henry Leland l-au chemat din nou, uite ce a făcut ăsta aici. Ăsta a zis, băi, o treabă bună. Eu am un motor pe care mi l-a refuzat Oldsmobile. Hai să facem ceva. Și așa s-a născut Cadillac. Firma Cadillac. Ford a mai făcut o mașină de curse, de data asta 4 litri și 4 cilindri și aproape 20 de litri. Și a fost una dintre primele mașini care ajungea pe la 120 de km la oră, ce este iarăși colosal dacă o să cauți Ford 999 Racing Car 1901, dacă o să cauți poze, sunt poze cu un nenea care este cumva în față fixat de capotă. Ăla era mecanicul. Ăla era GoPro. Ăla era mecanicul care mai turna ulei peste motor. Ăla era nivelul la 1901. A câștigat iar în fața lui Winton, iar a primit finanțare și în 1902, a treia încercare, a făcut Ford Motor Company. Și acolo începe distracția cu Ford. Unul dintre acționari erau frații Dodge, care făceau componente de automobile. Deci totul e așa. Da, totul e așa și ți-am zis, totul se duce la Dacia, dar tu știi că sunt oameni, sunt oameni în lumea asta auto care au mai multe joburi. Te-ai gândit să lucrezi și pentru Ford? Adică, mai putem. Păi nu stai că încep, dacă vrei încep să-ți povestești și de Ford, cu ce demenție a făcut după aia. Nu vrei să lucrezi și pentru Ford? Ăla mă fascinează că mie îmi pare că Ford era Elon Musk-ul vremilor respective. A făcut acolo groază de demențe, dar și unele nebune. Adică era simpatizant cu ăla cu mustață care vorbea răspicat în Germania, antisemit, avea o groază de demențe. Da, îți părere că oamenii ăștia care au făcut lucrurile astea nu erau chiar cei mai sănătoși oameni. Dar nu poți să fii sănătoși. N-ai cum să fii, ca să ajungi sănătos în istorie e destul de greu să știi postarea cu Pih, cu aia cu Audi, că în postarea mea pe Facebook e povestea aia. Afară, la data ăla era în spital, i-a trimis un buchet de flori. Aoleu, ți-a dat flori, ți-a dat afară. Cu arsuri pe corp. Da. 18, da. Și l-a dat afară. Da. Și după aia tot cu el a lucrat. Da. Da. Dar și ăla era, și ăla alt dement, tot așa. Știi câte neveste a avut Pic și câți copii? Nu, dar pot să spun de domnul Valmar. Nu vorbesc de Foștișe. Sau de Călin Popescu Tăricea. Nici de cum. Și ăsta a avut, dar nimeni, toți managerii din industria auto n-au avut câți copii, a avut 12. 12, mâncați. Companii sunt acum, fiecare. Da, păi uite așa a apărut Saab, Opel, Renault, Peugeot. Și cum îi chema pe copii? Pe Renault, pe Joe? Nu, e doar o coincidență. Și cu Renault am povesti, dar numai, gata, lasă. Zimi, să terminăm. Să terminăm treaba. Deci, unul la mână, trebuie să te mai vedem o dată la partea cu simulatorul. Da. Și să vă povestesc de Renault. V-am povestit de Renault. Nu cred, când conduci. Deci ne mai vedem o dată aici la condus. Oamenii nu știu? Lasă-mă că oamenii o să afle ei. Deci o să ne vedem pe o emisiune nouă de gaming, Twitch, Discord, alte canale, Stax TV, dacă aveți, dacă urmări. Oricum, dacă e greu să vorbesc cu doi oameni acum, să știi. Așa mă simt după două ore. Nici tu nu, needit, nu te uiți până aici, ești nebun la cap. Deci da, asta spun. Deci cei doi care sunteți și ați urmărit? Twitch sau twerk? A? Twitch, nu twerk. Da. Fiecare se gândește, deci avem și alt canal. Da, avem canal de twerk, unde o să apare de Twitch. De twerk o să apară și Remeță Gaming, să ne jucăm. O să apar sunt și gras la aia cu condusul, că avem un proiect cu e condus defensiv, nu, proactiv nu, și vomitiv. Noi la vomitiv. Da. O să particip. O să avem 10 episoade, dintre care unul ți este dedicat. Promit că o să conduc până vomit. La Autocross Arena, în care tu ești pilot. Fai. Și eu sunt copilot. Și eu spun niște întrebări în timp ce tu conduci. Despre Renault. Despre Renault, bineînțeles. Despre cifre, îți dau cu cifre. Așa? Și vedem cine face cel mai bun timp.
dintre oamenii ăștia din presa auto, să zicem, și influenceri, și, dar nu piloți, adică fără oameni care câștigă. Adică pe Silviu Toma îl invităm. Cine, mă, Șeremet? Da. La ce? Ce, la ce pilot e? Așa. Nu, sunt copilot. Copilot, nici măcar pilot nu e. Vai, oricum, și el a lovit și un Porsche, dar ne-a povestit în alte podcasturi. Sac de cartofi. Da. Deci facem asta, deci ne mai vedem de minim două ori. Așa, în cadrul oficial. Oficial ne vedem de mai multe ori. Părerea despre oamenii care poartă nas de ren și coarne de ren pe mașină. Asta poți să tai, că e la sfârșit aici, e chiar în încheiere. Da, mă, du-te și joacă-te, du-te și joacă-te, da. Mai ai pus întrebarea asta la început și am avut timp să mă gândesc. Da, păi de asta ți-ai și pus-o, ca să ai timp două ore. În primul rând. Să dai un răspuns sunt corect. Sunt de acord cu ei, mai ales dacă e vară. Mai ales dacă e vară, ești de acord. Și dacă e iarnă, deci, nu ești de acord. Adică de ce doar de Crăciun? Eu aș face chestia. Hai să fie, hai să facem ceva așa. Da, să fie tot timp. Deci nu ești de acord, se asociază, nu știu ce. Nu, deci doar cei care au Renault și Ren spun. E Marius de acord, ok? O. Da. Ren. Uite, da. Eu zic Ren și tu zici Ren. Bun. Deci asta o dată și mai aveam o întrebare cu cei care își pun Bradu de Crăciun pe mașină. Da. Aici și cu ăștia ceva? La fel? Nu, îmi place. Am văzut asta poze foarte faine pe, cu Porsche 356, cu Bradu. Și da, cu... e un hate și ăsta. Adică dacă nu-l știi în România, adică pe lângă hate-ul al celor care poartă coarnele de ren și nasul roșu, există un hate între pasionații ăștia grei lor care nu cumpără nimic și producătorii de mașini nu li se adresează niciodată. Nu. Așa. E un hate care... Eu sunt de acord cu orice demență legată de mașina asta, ce să mă gândesc. Am ceva foarte specific cu aia care își pun stegulețe pe mașini și o ar Patriot de 1 decembrie. Dar tot restul anului nu fac nimic pentru țara asta și nu trebuie să mor pentru țară, să, nu știu, să mergi, să-ți iei, respecti pe aia din trafic, să iei o sticlă de plastic de când să n-arunci gunoiul din... Da. Să iei, uite, am găsit o sticlă, am luat-o. Una dintre șansele că eu să mor este să fiu tăiat în trafic de unul, că țip la el că aruncă țigara el, pe... Da. Eu mor când îi văd pe aia cu țigările. Înțeleg, știu. Nu eu mai fac, rezist. Da, nu știu, mai mă opresc, le fac, nu e bine. Eu știu că într-o bătaie eu doar mi-o iau, adică... Da. Nu e bine. E eu șansă, nu... Dar eu nu mai rezist. Da, ce am văzut la televizor e sezonul. Deci e momentul. Dacă ai simț, acum apar și tu. Da, da. Da, nu e în bine. Da. Sfatul meu și al lui... Alex aici de față, este să nu intrați în conflict cu nimeni în trafic, nici măcar dacă sunteți îndreptățiți, pentru că poate să iasă lucruri nasoale, adică e greu să... La mine, și eu mi-am luat-o rău de tot. Singura chestie era așa, eram într-o mașină, a intrat unul în mine și el m-a înjurat, dar nu mi-am dat seama că ascultam muzică tare, m-a atins puțin și el a zis, ce vrei, bă? Așa. Și a doua oară am zis, băi, eu gata, trebuie să-mi recâștig demnitatea. Dacă mai face vreunul ceva, îi arăt semnul ăla cu victoria prescurtat. Și era unul cu un Peugeot Fuchsia, așa, sau ceva, o culoare de-astea. Ceva ciudat. Am zis, băi, nu, mă pun cu ăla. Am avut ghinion. Era unul care stătea pe ambele locuri. Era un dăl, așa, și cu cute la aici de grăsime. Da. Și m-am urmărit prin trafic și m-a prins la primul semafor și a ieșit cu cuțitul la mine. Tu mi-ai arătat mie, bă! Te omor! Și a început să dea cu pumnul în geam. În momentul în care am tăcerat, eram cu Suzuki-ul meu Samurai Drag și singurul lucru... Ai avut Suzuki Samurai? Da. Doamne. Și singurul, mașina de avorturi. Câte lucruri nu știam despre ce. Câte greșeli am avut în viață. Și singurul lucru care m-am gândit, îmi sparge geamul la iubitul meu Samurai. Unde mai găsesc eu geam de Samurai? Am deschis repede geamul. Ok. La muntele și ăla... A fost atât de șocat că am deschis geamul la el, de nervi a scăpat cuțitul pe jos și singurul lucru pe care l-a făcut a fost să-mi dea un pumn atât de tare în față încât am dat cu capul de tătieră și în volan. Și atât. Și el pe a plecat. Da, deci sfatul meu propriu și personal este să nu deschideți geamul pentru că geamul nu se sparge ușor. Chiar nu se sparge la ușor. Samurai nici la Samurai. Nici la Samurai, deci ăsta e sfatul meu. Sfatul meu e să nu faceți ce am făcut eu cu degetul. Geamul, nu înjurați. Mulți oameni fac asta din stresul pe care l-au în momentul în care sunt la volan, pentru că nu toți o fac de plăcere. Nu toți conduc din punctul A în punctul B ca o relaxare, ca o plăcere. Pentru mulți e o corvoadă, deci o chestie foarte grea. Și se gândesc, mamă, trebuie să conduc și sunt stresați. Și în momentul în care se întâmplă ceva, se sperie, pur și simplu așa refulează, înjură. Eu care sunt coleric și bolnav, la fel ca grasul ăla, o iau personal și zic, de ce mă înjură ăla pe mine, când eu nu i-am făcut nimic? Eu mă duc la el, la geam, la fel ca grasul tău, fără cuțit,
și fără a avea intenția de a-i da un pumn în față dacă la deschide geamul, cu intenția de a-i spune, de a-l întreba de ce face lucrurile astea și că nu e normal. Vreau să avem un dialog, da, un podcast. Exact, da, vreau să-l iau acasă și să vorbesc cu el 4-5 ore despre chestia asta, să-l fac să înțeleagă. Da? Îți dai seama că nu e posibil. Există riscul ca ăla să se sperie să dea cu mașina peste mine. Din panica lui, crezând că îi sparg geamul, da, la samurai, crezând că-l omor, că vreau să așa, poți să scoată un pistol să mă împuște, pur și simplu. Și nu mai contează nimic după aia. Deci de asta zic, e bine să nu intrăm în poate altercații de genul. Laș sau nu știu, dar am ajuns la concluzia că e mai bine fuga te bucuri și... Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă, e o vorbă care îi zice așa. Cum spuneai tu, să te bucuri, să faci haz de necaz, da, cred că e cea mai bună chestie. Da, și cel mai bine este să ignori, să poți să ignori, să nu... Eu spun așa, cine se enervează în trafic pierde. Da, deci dacă exact. E un concurs, cine s-a enervat și a reușit să-l enerveze pe celălalt, a pierdut. Adică nu trebuie să-ți pierzi controlul, știi? Și eu sunt de acord acum. Da. Și... Câteodată... Cu cât vrea să te enerveze, cu atât ești mai relaxat, cu atât, da, ai câștigat. Da, și ignoranța doare cel mai tare. Eu am văzut de la femei. Da, da. De la femei, fratele vostru, vă dă sfaturi. Dacă e așa care ai învățat așa... de la ele. Da, ele m-au învățat, băi, dă ignorul, Daniel, că o să sufere cel mai mult. Da. Și uite că a funcționat. Da, deci, da, asta e partea bună. Partea cu coarnele de ren, sfatul meu este să mai fiți așa hater, să lăsați, da, pentru mine lucrurile astea. Da, și să... vara, hai să încercăm să fie. Da, nu am, de le-aș pune vara. Sau eu nu mi-am Hello cumpărat, Kitty cu... nu mi-am cumpărat, dar mi-aș pune vara coarne, da, de ren și steaguri de român, patriot și ce mai vrei tu. Și brad pe mașină mi-aș pune vara. Nu, mi-aș pune steaguri de român și steaguri de alea multicolore, de curcubeu. De curcubeu, da, LGBT. Să mă bată șoșoacă să... și da, să mergem în Ținutul Secuiescu. Da, eu vă mulțumesc că celor doi urmăritori care au stat până aici, uite, cine îmi scrie live? Că a stat până aici, nu, cine îmi scrie că a stat până aici, îi dau un sticker Stax. Repede, primul. Da, repede. Primii 10 spui când postez ca să pun iarăși primul. Primii 10 care comentează că au văzut până aici la sfârșit. Dar vedeți că vă pun întrebări din podcast, adică nu dați skip la podcast până aici, așa. Așa. Și dau sticker și mai vedem pe Alex, deci nu e problemă. I-am spus să scriu o carte de povești de astea de copii, dar nu vreau. Nemuritoare? Nemuritoare, uite cum sunt alea, nu? Da. Poți să faci și tu, nu? Aia cu Volkswagen, repet, m-am uitat, am răsfoit-o, nu pot să spun că am citit-o din scoarță în scoarță, scoarță, dar e superb. Adică e o poveste care spune așa, primul Phaeton produs de serie avea mai multă electronică decât prima navetă care a zburat pe lună. Dacă o fi zburat vreodată. Da, dacă e mișto. Înțelegi? Adică... și dacă pământul e plat. Dar sunt mișto astea. Chiar sunt mișto. Știi ce a făcut interesant. Buzz Aldrin? Frumoasă. Da. În spațiu? Da. Mai avem jumătate de oră de emisie, doar, Marius. Doar atât ce a făcut Buzz Aldrin al doilea om în spațiu când i-a zis urmă de asta. La un moment dat, după 10 de ani. Da, că nu a zburat pe lună. I-a dat un pumn în față. Frate, da. vorbim, dar până da. Când. Da, e corect. Nu, eu tocmai am ascultat un podcast despre aselenizare colosal. Serios? Da. Și te-a convins? Și povestea cu software-ul e acolo. Eu am văzut un documentar legat de extraterestri. Și oamenii spuneau așa. I don't want to say it's aliens, but it's aliens. Și oamenii spuneau așa. Și au zis, dom'le, mergem la un expert care ne spune dacă filmarea asta este trucată sau nu. Înțelegi? Și s-a uitat expertul așa și a zis, bă, nu pot să-mi dau seama dacă e trucată sau nu. Dar, la cât nimic se întâmplă în ăsta, sigur nu e trucată. Așa nu e trucată nici aterizarea pe lună. Nu se întâmplă nimic. Dacă făceam aia de la Hollywood, era mult mai spectaculos. Știi ce zic? Deci e reală 100%. Nu cred. Ascultați-mă PR-ul de la BMW, vorbim la Stax despre aselenizare. Podcastul înseamnă că vorbim despre orice. Da. Pe naveta, Marius spune că pe... Erau nemți care au lucrat și la pe naveta spațială... Werner von Braun. Sigur, erau câteva repere de la BMW. Nu, erau mulți nemți. Și nemți, de care unul era român. 30 minutes to the moon. Adică Măsa era român, că tasul era nemț. Joe Roș. Da, era român. Da. De Măsa, de bunică. Și tasul, amândoi. Da, și a fost șeful de design Ford. Ford! Băi, te angajezi ăștia la Ford, fii atent. Nu. Podcastul ăsta avem 10% la ofertă. Gata, boss. Mai angajezi oameni? Da. Mai ai oameni de angajat? La Ford, da. Nu la Formula, la BMW. La BMW nu. Nu. Deci nu mai gata, am oprit CV-urile. Da. Ah, acolo. Am zis, am oprit CV-urile. Da, am angajat. Ai angajat. E fanul vostru, Bogdan. Yes, normal. Și noi l-am angajat, cum ar veni vorba, da, aia. Și n-am luat, vezi, trebuie să ne facem de aia de forțe de muncă, de recrutare, de HR, firmă de HR, în auto. Și luăm frumos și noi procentul. Da. Leasing de personal. Facem, dar nu ne plac banii. Haide mă, opresc. Că a ajuns la chestii nasoale.
Hai, hai că nu ne plac banii, ne vedem când ne întâlnim, share, like și subscribe. Dacă... Crăciun fericit. Da. Am uitat. Dacă apare după sărbători. Marius. Marius. De Crăciun apare. De Crăciun apare. Gluma, auzi, cadoul nostru pentru voi, da, care ați rezistat până la final. Vă dă șeremet mașini, mamă, stai așa, e haos aici.